și soția mea ne-a certat foarte rău cu fica noastră, Izabela, iar aceasta a fugit de acasă. Izabela, răzvan, auziți, voi știți cumva cât este ceasul? Nu de alta. că dacă nu știți, vă spun eu, este ora 10 noaptea, afară este întuneric beznă, iar mama voastră nu mai poate de somn și trebuie să se ducă la culcare pentru că este însărcinată, nu poate să stea toată noaptea să vă aștepte pe voi. Și voi abia acum v-ați terminat tema, v-am spus să vă faceți compunerea la română încă de la ora 6. Va luat. 4 ore! 4 ore să faceți o compunere? Ar fi bine să fie o compunere foarte, foarte bună. Că dacă ați greșit și de data asta și compunerea nu este bună, eu nu mai știu ce să fac cu voi. V-a luat 4 ore să faceți o compunere. Ca să înțelegeți, băieți și fete, doamna profesoară de română a dat aceeași temă la toată școala. Că Izabela și Răzvan nu sunt în aceeași clasă. Izabela este clasa 7 -a și Răzvan este clasa 5a. Și tema este asta. Scrieți o compunere în care să prezentați o întâmplare reală din viața voastră când ați fost la un pas de moarte. Așa că am zis că, băi, dacă tot au aceeași temă, haideți să profit de această ocasă zi și să văd cât de mult își dau silința copiii mei când fac teme la școală. Chiar eram și eu foarte, foarte curios și le-au luat 4 ore. Le-am zis la ora 6, băi, faceți-vă și voi compunerea că într-o oră vă corectez. Este ora 10, băi și fete, afară. Întuneric beznă, este ora 10 În fine, sperăm că o să, Sperăm că a meritat așteptarea Isabela, tu o să fii prima, dragă. Scrie o compunere în care să preziți o întâmplare reală din viața ta când ai fost la un pas de moarte. Hai că eu chiar nu știu când ai fost tu la un pas de moarte, dar poate îmi spui tu. Într-o zi de toamnă, soarele ardea ca un topor aprins pe cerul senin. Ok, bun, Izabela, chiar dacă nu contează, sunt șase pagini, și chiar nu contează ce scris aici, nu-ți lua patru ore, dar totuși e bine. Iar vântul adăcea mirosul pământului umed. În ciuda frumuseții acelei zile, eu, Izabela, elevă în clasa 7, am trăit cea mai înspăimântătoare experiență a vieții mele. O, oh, deci este o întâmplare acum din clasa 7? Bă, Izabela, dar, dar tu până acum nu mi-ai zis că... Uh, cum zice că ai fost la un pas de moarte în clasa 7 Era o zi obișnuită de școală Și eu mă întorceam acasă pe bicicletă Izabela, tu nu știi să mergi cu bicicleta. Băi, băi, nu ți-am zis că compunerea trebuie să fie o întâmplare reală din viața ta? Toată lumea știe că nu poți să mergi cu bicicleta și că nu știi. Na, băi, și fete, nu-i neapărat o chestie nașpa, dar... Na, să n-aibă probleme, că... Na, copii mai merg cu bicicleta, adică nu este ceva ieșit din comun, paranormal, nu e vreo compunere fantastică, dar e o compunere falsă, că ea nu merge cu bicicleta. În timp ce pedalam fericită, am fost luată prin surprindere de un șofer neatent care a trecut pe roșu. Bă, o idee destul de bună, să zici că ai fost la un pas de moarte când era să dea mașina peste tine, dar nu este adevărat. Da, na, o idee bună. Am înțeles prea târziu ce se întâmplă și m-am trezit într-un moment de coșmară. Bicicleta mea a fost lovită, iar eu am zburat în aer, aterizând cu o durere înspăimântătoare în mijlocul drumului. Timpul părea să se oprească, oamenii din jur au strigat și au alergat către mine, iar unul dintre ei a sunat la 112. Ba, asta nu s-a întâmplat, băieți și fete, deci nu s-a întâmplat deloc, dar, bă, îmi place că i-a mi mers minte. Adică, fraților, până la urmă, mai ales până la vârsta lor, ce momente să aibă în care să fie la un pas de moarte, că dar nu s-au dus în pădure să supraviețuiască. Asta, cred că, e cea mai comună chestie, era să dea mașina peste tine. Am simțit un fior de frică în sufletul meu și în acel moment mi-am dat seama că viața mea era pe muche de cuțit. Echipa medicală a sosit în grabă și m-a transportat la spital. Cu fiecare secundă care trecea, îmi doream tot mai mult să supraviețuiesc. După multe ore de intervenții chirurgicale și îngrijiri medicale, am scăpat cu viață. În următoarele săptămâni am învățat să apreciez viața într-un mod pe care nu îl făceam niciodată înainte. Experiența de a fi la un pas de moarte m-a învățat să prețuiesc fiecare clipă și să fiu recunoscătoare pentru fiecare zi. Astfel, am învățat că viața poate fi fragilă, dar și foarte prețioasă. Uh, Izabela Scumpo, băi bă, bă, și fete, bravo ei Deci, Doamne ajută, bravo, bravo Izabelei uh, Este o compunere foarte bună, dar e foarte ușor să-ți dai seama că este falsă Adică dacă tu cumva, Doamne ferește, aveai un accident de mașină și trebuia să stai ore întregi în operație Cred că știa tot orașul, inclusiv colegii tăi, inclusiv profesora ta de română Acum eu nu zic că compunerea nu e bună, că e foarte frumoasă, ați văzut că are și figuri de stil, metafore, toate nebunelile, dar să n-ai probleme la școală. Izabela e sigură că e o compunere bună. Haide tata, că n-are de unde să știe doamna profesoră de română dacă compunerea este adevărată sau nu. Bă, dacă mare, adică băi, dacă avem un accident de mașină și -ai zis că s-a întâmplat în clasa șaptea, adică acum... Știa toată lumea, băi, nu știu, sper să nu intereseze pe doamna de română, că aici zice să fie o întâmplare reală, dar, na, bă, până la urmă ce contează dacă e reală sau nu? Că e vorba de cum scrie, cum se exprimă, știi ce zic? Ea probabil s-a referit că ar trebui să pară reală. Ca să nu scriu ceva de genul, am început să zbor și la un moment dat m-am dezechilibrat. Bă, s-ar putea să fie și chestia asta. Nu contează că nu știu să merg pe bicicletă, contează cât de frumos este scrisă compunerea. Băi, sper să ai dreptate, Izabela Scumpo. Sper să ai dreptate. Compunerea este chiar foarte, foarte frumoasă. Hai să te vedem și pe tine, inteligentule. Tu ce ai scris? Compunerea, Răzvan. să vedem. Într-o zi călduroasă de vară, eu, Răzvan, un elev de clasa 5a și câțiva prieteni ne-am aventurat într-o excursie la o piscină naturală de lângă satul nostru. Da, satul, e, iară, nu, e complet fals, dar hai să vedem. A fost o zi plină de distracție și aventură, dar ne-am trezit la un pas de moarte într-un moment de neatenție. Cu toții înotam veseli în apa cristalină a piscinei, dar eu am hotărât să încerc să ajung la o stâncă care se ridica deasupra apei. Cu o înotătoare în mână. cum adică o înotătoare în mână. Am plecat spre destinația mea. cum adică cu o înotătoare în mână. Că nu înțeleg. Cu fiecare împinsă, simțeam adrenalina crescând. Băi, băi răzvane, băi tu știi limba română, băi. A ajuns la stâncă, am încercat să mă cațăr, dar picioarele mi-au alunecat și am căzut în apă, în apă. Băi Răzvane, te rog eu frumos să te concentrezi. Cum adică înspăimântat și înecat? Dacă erai înecat, erai mort. Băi frate, ce-i scris aici? Cu fiecare împinsă. Băi, tu știi limba română. Am început să mă zbat disperat, iar prietenii mei au înțeles că am nevoie de ajutor. Cu stresul creșterii? Cu creșterea stresului, băi, nu stresul creșterii! Doamne fește, bă Băi, tu chiar nu știi limba română, bă mă parichez pentru că copilul meu nu știe limba română Am simțit cum puterile îmi părăseau, părăseau corpul și viața mea părea să atârne de un fir de ață Bă, dar cum ai putut să scrii cu stresul creșterii, eu nu înțeleg la un moment dat, unul dintre prietenii mei, Andrei, a sărit în apă și m-a tras afară. Am scuipat apă și am început să respir din nou. În acel moment, mi-am dat seama că am scăpat la limită de o tragedie și că prietenii mei erau adevărați eroi. Da, eroul e limba română Experiența aceea mi-a învățat M-a învățat, băi Cât de important este să fim atenți Și să nu subestimăm pericolele apei M-a învățat să și să apreciez prietenii Care sunt mereu acolo pentru a te ajuta Când ai nevoie Bă, Răzvan, e, e o poveste ok Adică chiar este o poveste destul de bună Dar eu nu știu ce ai făcut aici Adică chiar Chiar ai, ai scris-o foarte, foarte nașpa Foarte multe greșeli Trebuie să, trebuie să modifici neapărat Ok, tata, de deci spune mai exact ce trebuie să refac. Bă, păi, bă, în primul rând, nu știu... Uite, parcă de aici ai început, de la înotătoare, cu o notătoare în mână. Ce înseamnă o notătoare? Nu înțeleg. După cu fiecare împinsă, poate cu fiecare împingătură sau ce voi să zici, nu înțeleg. După înspăimătat și necat, taie necat, că dacă erai necat, erai mort. cu stresul creșterii, cu creșterea stresului, părăseau cu E. Și uh, unde? Aici, experiența aceea m-a învățat, nu mi-a învățat. Haide mă, răzvane, bă, pe bune, băi. Haide, bă, tată, băi. În rest, e bine. Dar măcar povestea mea pare mai reală decât a Izabelei. Toată școala știe că ea nu știe să meargă cu bicicleta. Eu cred că o să iau 10 și Izabela 4, dar eu cred okay, că o să fie invers dacă nu, dacă nu le face cea. Că și povestea ta este falsă, bro. De ce comentezi de povestea ei că e falsă? Că și povestea ta e falsă. Na, eu sper, eu sper Să nu aveți nicio problemă, dar aici zice Trebuie să fie o, o întâmplare reală Dar probabil fraților a zis chestia asta Gen în sensul ăsta Cum a zis și Izabela Că ar trebui să fie o întâmplare reală Să nu Cum îi spune? Să nu cumva să zici că Zbori că ai super Sau ceva de genul, știi ce zic? Bun, hai Toată lumea la culcare, ca afară este întuneric beznă și ne vedem de dimineață. Răzvane, tu dimineață când te trezești, instant refaci compunerea, ai înțeles? Bun, hai să vedem care i treaba. Sau și la școală, dar să nu i de greșelile alea, ai grijă. Magdalena, iubire, haide să ne băgăm la somn. Îmi pare rău că te-am ținut până la ora asta. Însă, da, să știi că m-am descurcat cu copiii la teme. Adică, na, au făcut temele de un 8 din 10, să le dăm așa o notă. Un 8 din 10 mai mult nu. Da, e destul de ok. Răzvan s-a încurcat în unele părți, dar Isabela s-a descurcat bine. Mare subire cum au decurs temele. Au făcut bine compunerile, da. Apropo, o să știi că încep să mă simt din ce în ce mai rău. Păi de ce? Dar nu te panica. Așa m-am simțit de fiecare dată când am fost însărcinată. Ah, ok. Trebuie să fiu mult mai atentă la mâncarea pe care o consum și trebuie să mă asigur că nu mă mai enervez și că nu mai fac prostii de genul. Și da, trebuie să mă odihnesc mai mult. Hai la culcare. Bun. Bun, fați că adică trebuie să mă culc, că mâine de dimineață mă trezesc pe la șapte jumate, că la ora 8 mă duc la noul meu job, noul meu job de taximetrist. Uh, mașinuța este în continuare acolo. Na, ce să fac, fraților, trebuie să, trebuie să câștig și eu un ban cumva. Bună dimineața, băieți și fete! Abia ce m-am trezit, băieți și sunt mor de somn. Adică seară am dormit buștean, fraților, nu mă înțelegeți greșit. Am dormit chiar foarte, foarte bine, dar parcă, nu știu, parcă am avut niște nopți săptămâna trecută în care nu am dormit deloc. Așa că trebuie să recuperez într-un fel. În fine, opa. Uh, cine sunt Lori și Vane? Opa, băi și fete, sunt niște fete în fața casei noastre. Magdalena, le-ai văzut? Bună dimineața, iubire, vezi și tu că sunt două fete jos? Da, habar am cine sunt. O fi că sunt prietenele lui Izabela sau prietenele lui Răzvan? Părabil o să meargă la școală cu Răzvan Izabela. Hmm, lasă că te duci o să le întreb, dar înainte trebuie să spun ceva. Trebuie să găsim un nou doctor la care să merg la control, ca seară nu am putut să dorm atât de bine. Dar nu e ceva motiv de panică, e normal într-o sarcină să fie și nopți de genul, dar având în vedere că noi nu mai avem treabă cu doctor Barbă, nu știu ce putem să facem. Bă da, trebuie să găsim un nou doctor aici, Magdalena are dreptate. Iarăși la spital, nu am încredere în doctorul ăla, că nici nu și-a dat seama că sunt însărcinată. Trebuie să găsim altul. Da, iubire, ai dreptate, nu știu Trebuie să facem ceva, o să, o să mă interesez eu Și o să încerc să găsim un alt doctor, băi și fete N-avem -avem în niciun caz altă variantă Dar prima dată vreau să văd care-i treaba cu fetele astea De, de ce stau aici jos? Uh, bună dimineața, băi, pleacă-mă aici Bună dimineața, Lori și Vane uh, Ce faceți aici la ora asta? Aha, deci așa face, da Cine face ce? În loc să vină ea și să vorbească cu noi, își trimite tatăl. Păi domnule Iancu, dumneavoastră știți ce a făcut fica dumneavoastră? Stați puțin că nu m-a trimis nimeni. Stați puțin, despre ce e vorba? Nu m-a trimis nimeni niciunde, abia de m-am trezit și eu și soția mea și v-am văzut aici și am zis să vedem ce, ce vreți. Aveți ceva treabă cu Izabela? Sau, dar de da ce sunteți așa, așa pornite pe scandal? Care-i treaba? Haideți să vă spun eu: dacă nu știți, poate o să puteți să ne ajutați dumneavoastră. Acum aproximativ o săptămână a venit la noi plângând să-i dăm 60 de dolari, iar noi, ca două proaste, i-am dat. Izabela v-a cerut 60 de dolari? Dar de ce? A spus că a doua zi o să ne dea banii și uite că până astăzi nu ni-a dat. O să ne certi și pe noi părinții dacă nu primim banii. Fiecare i-am dat 30 de dolari. O credeam o prietenă bună pe Izabela stați puțin, nu, stați puțin, cum adică, uh, cum adică v-a cerut Izabela bani în Dar pentru ce? Nu v-a zis. Sta, stați puțin că o să mă duc să vorbesc cu ea, m-am obișnuit, sunt șocat. De ce are fi cerut Izabela bani în prumut? Da, Izabela a luat bani împrumut de la noi și oricum. Și dacă facem rost de bani și dacă nu, aici se încheie pretenia noastră. Și noi avem nevoie de bani. Nu putem să mai cerem la părinți. Și de două zile nu ne a mai cumpărat nimic de mâncare de la școală. Chemați-o aici ca să vorbim cu ea. Fetelor, stați puțin aici, că și așa sunteți lângă școală și bănesc că vă duceți la școală. O asta de ce mi le ai adus aici, în fine. Uh, sta stați puțin aici, că o să mă duc să vorbesc cu Izabela. Și vedem dacă vă dăm bani sau nu. Că eu nu știu nimic. Adică eu chiar nu știu că ea avea să vă dea bani împrumut. Bău, și fete stați puțin. Bă, ce se întâmplă? Izabela? Au venit două fete foarte nervoase pentru că ai luat 60 de dolari în prumut? Eu de ce nu știu de chestia asta? Mama ta de ce nu știe? Bă, Izabela, ce se întâmplă? Că pe bune fraților chiar m-am enervat acum. Adică, na, să vine cineva la tine la ușă să-și ceară banii în prumut, e nașpa. Ce s-a întâmplat? Tata, stai puțin, pot, pot să explic. Ce explicație ai? Da, au dreptate, trebuie să le dau banii și de o săptămână tot îmi spun asta, dar stai că a fost doar o greșeală. Acum o săptămână, mama mi-a dat 100 de dolari ca să-mi asigur locul într-o excursie și să plătesc niște cărți. Și tata, am ajuns în clasă, aveam banii și trebuia să aștept să vină ultima oră ca să-i dau banii directoarei. Și în ultima pauză, când am ajuns în clasă, voiam să scot banii din ghiozdan ca să-i am pregătiți și nu mai erau acolo, cineva mi-i-au furat. Păi și nu te-ai la directoare? Eram panicată pentru că știam că dacă nu dau banii acum pentru excursie, nu mai am nicio șansă. Așa că m-am dus la ele două și le-am întrebat dacă pot să-mi dea și mie 60 de dolari ca să plătesc locul. Și mi-au dat, dar eu nu mai am de unde să le dau înapoi. De unde să am eu 60 de dolari? Haide mă, Isabela, băi, crezi că banii cresc în copaci? Să-ți pierzi așa de ușor banii? Dar e sigur că ți-a furat cineva, de ce nu te-ai dus la directoare în cazul ăsta? Acum, băi, și vede, trebuie să le dau banii la fetele astea, nu? O să mă duc, o să iau de acolo și o să le dau. Dar pe bune, băi! Doamne ferește, men, Răzvane, nu-mi spune că și tu ai vreo datorie undeva. Tata, minte! E o mincinoasă, nu asta s-a întâmplat. Băi, asta e puțin. Cu adică minte. Tata, ascultă-mă, că știu ce s-a întâmplat, pentru că fetele alea au spus la toată școala. Isabela, de fapt, nu a pierdut niciun ban. A plătit cărțile și a plătit și excursia. Dar Ionel, prietenul ei nou, pe care sunt, eu sunt 100% convins că îl iubește și nu vrea să recunoască, mi-ai mai zis și data trecută de Ionel ăsta, nu aveam bani de excursie, așa că Izabela s-a împrumutat la fetele alea pentru el. Izabela, Răzvan zice adevărul, tu tocmai te-ai împrumutat pentru un băiat pe care îl cunoști de câteva zile. 60 de dolari ca să te faci de rușine, doamne, deci nu vine să crede. Ea s-a dus la ele și s-a rugat să-i dea 60 de dolari ca să aibă și eu în locul rezervat. Pentru că fetele alea nu-l suportă pe băiatul ăla. E un băiat insuportabil, tata, și lui Isabela îi place de el și nu vrea să recunoască. S-a băgat în datorii pentru el, nu vezi? Uh, bun, nu. O să discutăm noi chestia asta când o să vină acasă. Deci, Isabela, dacă frate tu are dreptate, deci nu știu, chiar nu mă așteptam din partea ta la, la genul ăsta de lucruri, deci chiar nu mă așteptam. Nu știu ce s-a întâmplat cu tine, dar o să discutăm când o să vină de la muncă că acum trebuie să plec și o să mă duc și o să le dau fetelor celor 60 de dolari, dar las că, las că vedem noi. Las că vedem. Mamă, băi și fete, băi, imposibil, man. Eu îi plătesc lui fraierul ăla, uh, Ionel, habar am cine e. Eu îi plătesc lui... Le... na, le dau 60 de dolari, nu, le dau mai mult. Uh, eu îi plătesc lui excursia, men, Păi, dar n-au puțină rușine. Fetelor, îmi pare foarte, foarte rău. Uitați aici, Lori uh, ia 30. Și Vane, ia și tu 30. În fine, băi și fete, haideți acum să mergem, să mergem la muncă. Mă duc la taxi, aștept să-mi să intre niște comenzi. Și lasă că văd eu pe la ora 4 când ies, când ies din programul de la muncă. Trebuie să discutăm, fățul cu Izabela, că nu se poate așa ceva, men. Cum adică, te bagi în datorii pentru băiatul ăla? Este ora 4, băieți și fete, și pe mine mă doare spatele atât de rău. Deci, mamă, fraților, niciodată nu m-am gândit că jobul de taximetrist poate să fie atât de greu, bro. Dar acum, dacă stai să te gândești, 8 ore stai pe un scaun fără să te miști, bro. nu ca și cum ești la birou și dacă te doare spatele, te ridici de pe scaun. Și ce zic? Adică, aici, unde mă ridic? Știi ce zic? Nu are niciun sens. Mamă, ce mă doare spatele. În fine, față, este ora 4 și mă voi duce, mă voi duce acasă. Am stat toată ziua, bro, și m-am gândit la, la Izabela și băi, bici, mie nu vine să cred. Sper că răzvan minte și iar încearcă să-i facă ușoare soră sa și să o facă să pice prost. Că sper să nu fie adevărat ceea ce am auzit, bro În fine Haideți să vedem care e treaba Am un mesaj nou de la Magdalena uh, Marius, când termin munca, să te grăbești acasă Pentru că am avut o ceartă foarte mare cu Izabela Poftim? Și doamna directoră ne-a chemat la școală Astăzi a luat nota 2 Izabela? Băi, o ce se întâmplă cu fica mea, men? Bă, ce se întâmplă? Stați puțin, men, să o iau pe aici Stai că nu poți să ii aici Trebuie să o iau pe aici Bro Izabela, men! Izabela la nota 2, fica mea, Izabela! Bă, mie nu vine să crei, frate, ești nebun? Doamne, ferește, bă! Oh my god, asta să o iau pe aici, frate, o să mă duc rapid acasă. Deci mie nu vine să crei frate, bă, dar, dar Izabela a învățat, men, ce s-a întâmplat cu ea? Da, nu, 100% este, este o explicație. Hai să luăm pe aici, acum trebuie să conduc regulamentar, pe și fete, că sunt... Sunt Să până la urmă aveți grijă, doamnă. Ai grijă și tu, bun. Hai, Colompa, aici. Vedem, nu vine nimeni și parcăm. Uite chiar aici. Ia uite acolo pe Magdalena, Izabela și Răzvan. Ne-a chemat și directora la școală? Sau ce-a spus aici, așa a zis? Directoarea ne-a chemat la școală. Bă, ce s-a întâmplat, men? Uh, ia stați. Magdalena, iubire, ce s-a întâmplat? Izabela, ce s-a întâmplat iară, bă, fraților? Uite că a venit și tatăl tău, Izabela. Numai bine putem să avem o discuție. Dar ce s-a întâmplat, bro? Marius, haideți să spun ce a făcut fica ta astăzi la școală. Nu prea am înțeles detaliile, dar o să încerc să -ți zic ce am înțeles cât mai rapid, deoarece în 10 minute trebuie să fim la școală, că am fost acolo chemați din cauza comportamentului ei. Băi, ce ai făcut, Izabela? Băi, frate, bă, eu mă șochez, men. Eu știam că sunt probleme pe care le aveam cu Răzvan, nu cu ea. Totul s-a întâmplat la ora de română, unde Izabela a scris ceva compunere unde zicea că se dă pe bicicletă, așa, iar o colegă a spus că Izabela a scris o compunere falsă, deoarece ea nu știe să se dea pe bicicletă, iar cerința era clară să fie o întâmplare reală. A, ah, ok, bun, știu despre ce, înțeleg despre ce e vorba. Și știi ce a făcut Izabela? A apucat-o de păr și s-a luat cu ea la bătaie. Băi, Izabela! ce cu comportamentul ăsta, frate? Băi, frate, băi, eu sunt șocat, mie, mie nu vine să cred. ce cu comportamentul ăsta? Cum adică mi-e să paia de păr? Mie nu vine să cred, băi, și vede ceea ce aud. Doamne, ferește, Izabela, men. Eu sunt... Uh, confuz rău de tot, vă spun sincer. Sunt confuz rău de tot. Și s-a luat cu ea la bătaie prin clasă. Doamna de limba română a fost absolut șocată. Ea nu o știa pe Izabela așa. Așa că i-a dat nota 2 și a dat-o afară din clasă. Iar acum Izabela încearcă să-și caute scuze. Și Mariu spune-mi și mie ce s-a întâmplat azi dimineață cu acea datorie. Băi, Izabela, deci iubire că a zis și ție? Mi-a zis Izabela că acum o săptămână sau ceva de genul i-ai dat 100 de dolari la școală pentru niște cărți și pentru niște... Uh, cum îi spunem... Pentru, pentru, ceva excursie și ea spune că a pierdut banii și că s-a împrumutat de la alte fete ca să plătească excursia, însă Răzvan zice că minte și că de fapt ea nu a pierdut niciun ban, Și a vrut să plătească și la prietenul ei, că acum dacă nu știi... <coughs> stați puțin, mă zis, fete, că am ceva în gât <coughs> În cazul în care nu știi, are un nou prieten Pe nume Ionel E ceva prieten de-a ei, habar n-am care treaba cu băiatul ăla Dar chiar o să vreau Să discut cu el, a zis că sunt doar prieteni Dar nu știu care e treaba Izabela, fii atentă. Ia fi sinceră cu mine. Spunem -mi dacă Răzvan a mințit sau nu azi dimineață și spune ce s-a întâmplat. Deci mama și tata stați. Da, datoria a fost pentru Ionel. A mințit. Băi, fetiță, băi. Dar situația asta nu a fost deloc așa. Băi, Izabela, ce se întâmplă cu tine? Băi, eu sunt șocat. Fata care a făcut mișto de mine și care a zis că mint este Vane, care a venit azi dimineața la noi acasă. Vane, de când mi-a dat 30 de dolari, a făcut mișto de mine la toată școala, spunând că sunt ultima săracă. Păi, soare mea, dacă ai luat bani împrumut și nu ai dat înapoi, cam, cam asta meriți. <laughs> și nu doar atât. A spus că eu stau 8 ore pe zi cu fața în cărți ca să pot să trec clasa. Poate pe viitor chiar asta o să se întâmple. Izabela, de ce o să-mi și fete? Nu știu cum să reacționez. Și că sunt ultima proastă și toate astea. Eu m-am abținut, dar când am auzit ce a zis la română, m-am luat de ea și s-a ajuns la bătaie. Care era treaba ei dacă compunerea era bună sau nu? E nota mea! E treaba mea! Nu e treaba ei, nu înțeleg de ce s-a băgat în seamă. Băi, Izabela, în primul rând, da, nu e treaba ei, dar nici nu-i treaba ta să te iei la bătaie cu ea, nu puteai să o ignori? Sunt oameni invidioși, sunt copii invidioși și există foarte multe persoane invidioase, probabil și eu și voi faceți o sunteți invidioși în anumite momente ale vieții, dar asta nu înseamnă că trebuie să iei la bătaie, bro! Băi, frate, mama tata, ascultați-mă, Izabela nu era așa, e doar din cauza lui fraierul ăla de Ionel. Ăla se comportă la fel, băi Izabela, deci nu, deci chiar acum o să mergem la școală, deci o să mergem la școală, dacă aud aceeași poveste și de la doamna directoare că Ionel te influențează, gata. Nu mai ce să cauți cu băiatul ăla, stai numai în casă, pe bune. Ca să înțelegeți, Ionel era să fie exmatriculat fix când a început școala. Nu știu mai exact care a fost situația, dar din câte am auzit, cineva l-a provocat să dea foc la o carte de istorie și ca prostul a dat foc. Dar focul a degenerat, dar a fost oprit rapid. Bă, prostul ăla era să dea foc la școală, bă, voi vă da seama. După asta, mai mulți l-au făcut prost și el s-a luat la ceartă și la bătaie cu ei. Și trebuia să fie exmatriculat. Dar la școala noastră există o chestie. Dacă faci o prostie mare, nu te exmatriculează. Ci îți cheamă părintele la școală să semneze un acord în care se spune că o să te duce, o să te educe mai bine. Și abia după, dacă nu o face, ești exmatriculat. Se spune că asta este cea mai mare rușine a părinților. Chiar este! Și dacă Izabela continuă așa și mai este prietenă cu Ionel, acolo o să ajungă. Mamă, deci, deci, deci nu te exmatriculează direct? îți cheamă părinții la școală și până să se semneze ceva că o să te educe mai bine. Dacă nu, te exmatriculează. Păi, Izabela, vrei să ajungi ca nenorocitul ăla? Doamne ferește, lasă că o să aflu eu mai multe. Magdalena, iubire, haide să mergem la școală să vedem ce are să ne spună doamna directoare. Doamne ferește să ne mai dea și ea încă o veste. Am ajuns la școală, băieți și fete, însă doamna directoare nu este aici, ci doar doamna secretară. Doamna secretară, nu știu dacă v-a spus directoarea, dar eu și Magdalena am fost chemați aici probabil din cauza comportamentului destul de nepotrivit pe care l-a avut fica noastră în ultimul timp. Știți cumva despre ce e vorba? Domnule și domnă Iancu, v-am chemat astăzi aici, de fapt doamna directoare v-a chemat, dar ea a trebuit să plece pentru că trebuie să discutăm ceva cu dumneavoastră. Inițial... Uh, nu trebuia să veniți aici Ci trebuia doar să vă trimitem o scrisoare Prin poștă Să ne trimiteți o scrisoare prin poștă De ce? Dar știam că o să vă panicați Așa că mai bine să vă explic Față în față Băi și fete sunt confuz Cum adică trebuia să ne trimiteți o scrisoare prin poștă Și ne-am fi panicat Dar ce era în scrisoarea aia? Fica dumneavoastră Izabela În ultimele două săptămâni s-a schimbat foarte mult Da, o să avem o discuție cu ea nu mai este acea elevă pe care o admirau toți profesorii, ci s-a anturat cu persoane greșite și acum face foarte multe prostii. În urma incidentului de astăzi, probabil știți care incident, a, ăla de la ora de română, profesorii au decis să o exmatriculeze. Pof, poftim? Dar la școala noastră există două variante. Ori o exmatriculăm din cauza comportamentului, ori semnați această scrisoare și mai dăm o șansă. Dumneavoastră alegeți. Poftim? Izabela exmatriculată în no, Magdalena? Doamne Marius, mi se face rău. Nu vine să cred că Izabela a ajuns să facă așa ceva, îmi vine să plâng. Doamna secretară, stați liniștită, nu, stați că o să semnesc scrisoarea. Băi, deci am ajuns fix și și Răzvan. A, a zis răspund, fraților, că așa s-a întâmplat și la fraierul ăla, că i-a dat la părintele lui ceva să semneze. Bro! Bă, mie nu vine să cred, men, mamă, o să avem o discuție cu Izabela, băi și fete, deci... deci nu știu ce se întâmplă cu ea, ce cu comportamentul ăsta. Dragă părinte al Izabelei, în calitate de reprezentant al școlii, vă atrezez această scrisoare pentru a discuta o problemă recentă care a implicat-o pe fica dumneavoastră, Izabela ne-am confruntat cu situația în care Izabela a avut un comportament nedorit la școală, implicându-se într-o bătaie cu alți colegi. Înțelegem gravitatea situației și dorim să căutăm o soluție constructivă. Deci, bă, bă, și fete, asta e cea mai mare rușine. Deci, mie nu vine să cred că trebuie să semnez că o să mi duc copilul mai bine. Înainte de a lua măsuri extreme, cum ar fi exmatricularea, dorim să explorăm alternative care să ajute la dezvoltarea personală și educațională a Izabelei. Cu sprijinul dumneavoastră, suntem încrezători că putem să, îndrumăm, să o îndrumăm pe Izabela către un comportament mai adecvat și să-i oferim oportunitatea de a învăța din această experiență. Astfel, vă propunem să semnați acest acord în care vă angajați să lucrați împreună cu școala pentru a ajuta în îmbunătățirea comportamentului Izabelei. Acest acord include următoarele, următoarele angajamente. 1. Vă veți implica în discuții deschise și constructive cu Izabela pentru a înțelege motivul care a condus la comportamentul său și pentru a promova un dialog sincer cu ea. Bă, 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 mie nu vine să cred. Deci eu sunt șocat, băi și fete. Nici mai vreau să citesc. Veți susține și promova valorile de bun simț, respect și empatie. Deja facem asta, băi. Băi, mie nu vine să cred. În cadrul familiei dumneavoastră și veți lucra cu Izabela pentru a le integra în comportamentul ei zilnic. 3. Veți menține o comunicare regulată cu cadrele didactice pentru a monitoriza progresul Izabelei la școală și pentru a... Nu, nu mai citesc, nu mai citesc, băi și fete, nu, nu că mă enervez. Doamna secretară, arătați-mi unde să semnez că, mamă, pur și simplu, fraților, mi se face pila de găină și începe să mă doară, să mă doară tot corpul. Ok, fraților, haideți că am semnat, dar... Nu știu, în continuare sunt șocat, doamna secretară, deci dacă puteți să-i transmiteți și un mesaj, Doamnei directoare, ne pare foarte, foarte rău, noi chiar suntem, deci o, o să încercăm, nu știu, să o ducem pe Izabela pe, pe drumul bun, dar chiar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, adică noi înainte aveam mici probleme cu Răzvan, nici acolo probleme foarte mari și ea era, era perfectă, adică nu avea nicio problemă, nu făcea nicio problemă nimănui, chiar nu știu ce s-a întâmplat cu ea, deci îmi cer scuze. Îmi pare foarte rău că sunteți în situația asta, dar poate dacă vorbiți cu Izabela, lucrurile se vor rezolva. Eu am o impresie, cred că știu de ce se comportă așa. S-a înturat cu băiatul ăla, Ionel. Toată lumea zice asta, nu? Izabela nu, nu mai are voie să iasă cu ăla afară. Care este unul dintre cei mai nesimțiți copii din școală. Nu v-aș recomanda să vă lăsați copilul lângă el. A făcut atât de multe belele, mai ales anul trecut. Anul ăsta era să dea foc la școală chiar în primele zile. Anul trecut a spart un geam, două table și o masă. Puftim! Acum voi știți. Magdalena știi ce trebuie să facem, nu? Marius, lasă că rezolv eu. Haideți să mergem acasă și să vezi ce mă cer cu Izabela. Interzic absolut să mai iasă vreodată cu huliganul ăla care distruge viitorul. Lasă că vede ea, haideți să mergem acasă. Magdalena, iubire, stai puțin. Calmează-te și tu că ești însărcinată, deci te rog eu să te calmezi. Haideți să mergem acasă și să avem o discuție civilizată cu ea, nu? Hai să mergem. Uh, băie băieți și fete, după cum puteți vedea, s-a făcut seara și situația a scăpat puțin de sub control. Eu și eu, o cunosc pe Magdalena încă din liceu, băieți și fete, și niciodată în viața mea nu am văzut-o atât de nervoasă. Probabil e și din cauza că este însărcinată, probabil sunt, nu știu, sunt niște hormoni la ea în cap care o fac să se comporte așa, dar niciodată n-am văzut atât de nervoasă. Deci, fraților, de când am venit de la școală, da, deci de câteva ore, s-a certat cu Izabela, a țipat la ea și acum s-a... Izabela s-a băgat în cameră. Deci, nu știu, chiar... Deci, fraților, eu n-aș fi fost de acord să o certăm atât de tare pe Izabela, dar n-am, Magdalena, acum, vă dați seama, a fost foarte nervoasă, niciodată n-am văzut așa nervoasă, bro. Dar sper să fie bine. Tata, niciodată n-am mai văzut-o pe mama atât de nervoasă. crede-mă că nici eu. Nici nu știam că poate să țipe așa de tare. Văd că Izabela e în cameră, probabil plânge. Tata, eu v-am spus că Ionel ăla este o influență proastă, dar nu știam că o să fie chiar atât de proastă, încât să o schimbe pe Izabela la 180 de grade, da. Nici eu nu mă așteptam la asta. Dar e bine că acum i-ați interzis să mai iasă cu el. Stați să vorbesc cu Magdalena, să văd uh, ce a rezolvat mai exact băi și fete. Magdalena, iubirea, m-am auzit cum te certa cu Izabela. Ce ai rezolvat mai exact? Marius, gata. Am rezolvat și cu Izabela. Băi, te rog să te calmezi, că ai țipat foarte tare. Păi se mai poate așa? Niciodată n-am țipat așa de tare la ea. Dar niciodată nu m-aș fi așteptat să ajungem în situația asta. Ea până în clasa 7 a fost un elev model. Până în clasa 7 a a fost întotdeauna în topul elevilor din clasă. Și acum ce? Acum s-a întâlnit cu Ionel ăsta, dar eu niciodată nu l-am văzut pe Ionel ăsta, fraților. Pe care probabil îl place și face ce spune el vrea să ne facă de râs la toată lumea, i-am spus, de acum până la finalul anului, nu mai are voie să iasă afară. Mamă Magdalena, iubire, nu cred că este o măsură cam extremă, adică nu știu. Și stă doar în casă și face lecții. Poate ți se pare extrem, știu că până acum n-am mai făcut asta, dar nu se mai poate, chiar mai enervat. Să fac atât de multe nesimțiri, nu se poate. Magdalena, iubire, calmează-te. Uh, da, nu o să mă duc la Izabela în cameră, băi, și vede că probabil plânge și e panicată. Lasă, poate până de dimineață poate se mai... Deci, de, de, nu știu, Magdalena s-a certat cam rău cu ea, fraților. Dar nu vreau, să, nu vreau să o deranjez. Poate până, până de dimineață se vor mai calma lucrurile. Haideți să mergem, haideți să mergem să ne culcăm. Îl chem și pe Răzvan și ne punem la culcare. Bună dimineața băieți și fete, abia ce m-am trezit și să știți că din nou am dormit foarte, foarte bine. Bună dimineața Magdalena, iubire, cum ai dormit? Te-ai simțit mai bine? Că știu că data trecută, seara trecută nu te-ai simțit așa de bine, acum acum e. Bună dimineața iubire, cum ai dor Marius? Unde e Isabela? Unde să fie? Bă! Răzvane? Răzvane? Unde e sora ta? tata, Izabela a fugit de acasă. Acum 5 minute m-am trezit și am observat că geamul este spart și ea și nici lucrurile ei nu mai sunt aici. Tata, ce facem? De la Izabela. Ionel mă iubește mai mult decât voi. Adio. Mamă, nu băi și fete, mamă, s-a supărat grav. Aoleu, băi și fete, ce facem? Izabela a fugit de acasă, ce facem? Fica mea, Izabela, a fugit din oraș cu noul ei iubit și nu o să-ți vină să crezi cine i-a ajutat. Mie nu -mi vine să cred ce se întâmplă, băieți și fete. Fica noastră, Izabela, a fugit de acasă și ne-a lăsat un bilet în care scria că Ionel, noul ei prieten, care eu cred că e iubitul ei, că nu ar face așa ceva pentru un simplu prieten, o iubește și o înțelege mai mult decât o înțelegem noi, părinții ei. Oh my God, băieți și fete, fica mea, Izabela, a fost manipulată de băiatul ăsta să fugă de acasă. Ce mă fac, bro? Trebuie să merg la poliție, Răzvane, ce ne facem? Tata trebuie să mergi neapărat la poliție să o dai dispărută. Faza e că nu știu când a plecat, dar îți spun 100% că a plecat cu Ionel la Da, că pe bilet asta scria băi și fete. Pe bilet scria că uh, Ionel o înțelege mai mult decât o înțelegem noi. Doamne, fraților mei, dar eu am vrut doar binele pentru ea, bro. Cine e Ionel ăsta? Că eu până acum, până acum nu l-am cunoscut deloc. E îndrăgostită de el și sunt împreună. Acum mă crezi? Eu ți-am mai spus, semnele erau întotdeauna acolo, dar este întrebarea cum o facem pe Izabela să înțeleagă Că Ionel ăsta de fapt îi vrea doar răul și că o influențează prost Asta este o, o întrebare foarte bună, bro, cum facem asta? Doamne, băi și fete și răzvan, am zis tot timpul ăsta, dar na Până la urmă, fați eu chiar nu mă, nu mă deranja, frate, să aibă Fica, ok, mă deranja, puțin Dar chiar nu mă deranja să aibă fica mea un iubit, băi și fete Dar nu un iubit care cu, cu care fuge de acasă, bro Pe bune eu am vorbit acum două zile cu ea, pentru că pe lângă faptul că se comportă urât la școală, se comportă foarte urât și cu mine. Dar am zis să nu vă mai spun că nu voiam să o îngrijoresc pe mama. Și când am vorbit cu ea, am întrebat-o dacă îi se pare ok ce a devenit acum și dacă îi se pare ok ce comportament are și în câte belele se bagă. Și a spus că ea nu se bagă nicio prostie și că sunt doar eu invidioasă pe prietenia pe care o are cu Ionel și că Ionel nu o ca așa de mult cum o judec eu. Tată, trebuie să facem ceva, mamă, băieți și fete, băi, băiatul ăla i-a intrat în minți și o manipulează, frate. Bă, băieți și fete, dacă eu îi zic la fica mea să, nu știu, să învețe mai mult la școală, asta nu înseamnă, sau dacă îi zic, nu te bate cu copii în pauză, asta nu înseamnă că îi vrea rău sau că o judec, bro. Dacă îi zic, nu te mai bate cu copii în pauză și nu mai fi agresivă și nu știu ce, asta nu înseamnă că o judec, man. I-ai spus mamei, cred că mama ta deja a auzit, Magdalena, cred că deja ai auzit, nu, ce se întâmplă. Marius iubire, o să mă duc să mă așez pe pat Am auzit ce s-a întâmplat Dar te-am auzit cum ai vorbit tu cu Răzvan Dar tu înainte să pleci la muncă Trebuie neapărat să te duci la poliție Chiar acum o să mă duc la poliție După mă duc la muncă, că n-am ce să băieți și fete Chiar, chiar aș vrea să... Mă duc să o caut pe Izabela, însă cred că poliția o să facă o treabă mult mai bună decât mine și eu trebuie să mă duc la muncă, Meni Este a doua mea zi la jobul ăsta, nu pot să-l pierd. Dar înainte am o veste și mai proastă. Mamă Magdalena, ce veste mai dai și tu, Doamne ferește? Aseară, înainte să ne băgăm la culcare, m-am dus la Izabela în cameră. Am vrut să mă împac cu ea pentru că știi că ne-am certat foarte tare. Dar nu m-a băgat în seamă și am văzut că scrie ceva pe o foaie. Inițial credeam că-și termină temele, dar ea mi-a zis că nu are nicio temă și abia acum mi-am dat seama. Ne-a scris un bilet de adio. M-am uitat în poștă și l-am găsit. Marius, e doar vina mea. E doar vina mea, am țipat prea tare la ea și am pedepsit-o prea rău. S-a săturat de mine, nu, no, Magdalena, te, te, rog eu, băi și fete, nu, no, nu, no, nu. No. S-a săturat de mine și a plecat, e doar vina mea. Magdalena, iubire, te rog eu să nu te mai, să nu te mai, cum zice, să nu mai dai vina pe tine. Nu este vina ta, tu doar ai reacționat ca o mamă disperată, da, care a văzut cum fica ei, care era un elev model, care nu se băga în scandaluri, a devenit o huligană în două săptămâni, într-o săptămână, așa instant. Adică tu ai fost foarte disperată pe bună dreptate. Plus că ești și în însărcinat, adică nu, Magdalena, deci te rog eu, nu este vina ta, este doar vina lui nenorocitul ăla de iubit al ei. 100% fraților, adică ăla a influențat-o. Oh, mie mi-e și frică să citesc asta. Schisoare de la Izabela. Am un mesaj pentru voi trei. În primul rând pentru tine, Răzvan. Noi am fost prieteni buni și credeam că ne înțelegem bine, dar când l-am cunoscut pe Ionel, mi-am dat seama că de fapt tu doar îți joc de mine. Niciodată nu m-ai felicitat când am făcut ceva și doar mă părai la mama și la tata. Dacă nu-l găseam pe Ionel, rămâneam pe veci doar o fată de care toată lumea își bătea joc. Bă, băi, și fete, nu era așa, men. În al doilea rând, pentru tine, tata. Mamă. Ce are de spus de mine? Nu am ce să spun. De fiecare dată ai vrut tot ce este mai bun pentru mine, dar sunt 100% convinsă că de data asta te înșeli. Tocmai de aceea am plecat și de acasă. Dacă veniam cu Ionel acasă, tu și mama ați fi spus că este o influență proastă, pentru că este, bro! Și că mă învață doar la prostii. ți am învățat să pleci de acasă, men! Și mi-ați fi interzis să mai ies cu el afară. Dar credeți-mă, Ionel este altfel, dar degeaba vorbesc că nu o să mă credeți. Și, în al treilea rând, pentru tine, mama. Ai vrut să mă desparți de Ionel. Pentru că este o influență proastă, băi și fete Ai țipat la mine în ultimul hal mi a interzis să ies afară Ei bine, uite că de data asta nu te mai ascult Când i-am povestit lui Ionel totul M-a sfătuit să fug de acasă Și uite că a fost cea mai bună decizie să nu mă căutați, mamă, băi și fete, mamă, ce-i falu băiatul ăla când îl prind. Mamă, dar cum nu-și dă seama, Isabela, băi și fete, Adine a zis că este o influență proastă și că mă învață la prostii, că, adică că nu e, adică eu dacă aș fi zis asta, aș fi, aș fi fost așa nebun, că el nu face chestia asta. Tot după îmi zice și m-a sfătuit să fug de acasă, asta nu ți se pare o prostie, doamne ferește. Magdalena, te rog eu, deci nu te panica, iubire, chiar acum mă voi duce la poliție și o să o dau, și o, să o dau dispărută, mamă, băi și fete. deci nu vine să cred că ni se întâmplă chestia asta, men. Oh my god, doamne ferește, frate. Haide să hai să lumea și să mergem la poliție, să-i spun domnului polițist. Mamă, deci eu sunt disperat, frate. Eu sunt pur și simplu disperat de situație. Doamne, men. Doamne ferește. Credeți, mamă, mamă, nu, deci, habar -ha, nu am, nu, nu, nu trebuie să zic lui domnul polițist, trebuie neapărat să dea o alertă, băi, și fete în tot orașul, trebuie să o găsim pe Izabela, nu, nu vreau altfel, nu, nu există altă variantă Domnule polițist, vă rog eu să mă ascultați Dați un urmărire pe Izabela, pe fica mea A dispărut, a fugit de acasă, deci vă rog eu Marius, calmează-te, calmează-te uh, Și încearcă să-mi explici Deci fica ta a fugit de acasă Știi motivul? Care e situația? Explică-mi Ok, o să vă explic. Deci, domnule polițist, o să încerc să vă rezum totul într-un minut sau ceva de genul. Totul a început de când am ieșit eu și Magdalena de la închisoare. Uh, Isabela are un alt comportament. Nu știu dacă știați, însă Isabela era un elev model, lua foarte multe note bune, era calmă, era. era o fată perfectă și de aproximativ o săptămână și-a făcut ceva iubit nou pe nume Ionel, care i-a zis că nu e iubit o e doar prietenul ei. Și uh, de atunci a început să facă foarte multe prostii, a început să. Să se bată cu copiii la școală. Am început să primim reclamații de la profesor din cauza asta. Și ieri am avut o ceartă mai aprinsă. Mai exact, Magdalena a avut o, ce -o ceartă mai aprinsă cu ea. Însă doar a țipat la ea nu i-a făcut nimica mai rău sau ceva de genul băi și fete. Adică Magdalena i-a vrut doar binele, trebuie să știți chestia asta. Și efectiv, ea ne-a lăsat un bilet de adio în care ne spunea că Ionel o înțelege mai bine, Ionel o iubește mai mult decât o iubim noi și că Ionel a sfătuit-o să fugă de acasă. Și ea a fugit acum de acasă, probabil că cu acest Ionel, așa că vă rog eu, nici măcar nu mai am cuvinte. Deci pe bune, domn polițist, vă rog. Ok, am înțeles, ce deci are un iubit pe nume Ionel. Așa, o să mă interesez, Marius, o să o dau în urmărire generală. Să știi că am o veste bună. Săptămâna trecută ne-am îmbunătățit sistemul de a găsi persoane dispărute. Și până acum le-am găsit pe toate de s-ar putea să o găsim foarte rapid. Vă mulțumesc enorm. Doamne ajută, doamne mulțumesc. După ce ești de la muncă, să vii la mine. Apropo, ce te-ai angajat, domn polițist? Deci cum am ieșit de la muncă, tot la ora 4 eu o să vin la dumneavoastră. M-am angajat taximetrist. De data aceasta nu mai fac nimic, ilegal, nu mai e nimic. Deci vă rog eu să o găsiți pe, pe fetița mea. Deci vă rog eu neapărat folosiți ăsta, sistemul ăsta nou de găsire de persoane pe care îl aveți și să o găsiți. Vă rog eu, bun. Haideți să plecăm, mamă, frații, mamă, sunt panicat rău de tot, bro. Sunt panicat rău de tot, trebuie să... Trebuie, să ajung și la muncă, bro. Unde, unde e asta, men? Fraților, aici mi era o... O de doamne, ferește, bro. Hai că o iau pe jos. Cineva probabil mi-a furat, mi furat motocicleta. Doamne, păi și deci nu vine să cred că Izabela a fost atât de naivă încât să-l creadă pe nenorocitul ăla, Doamne, bro, da, lăsați. Lăsați, băi, și vede că nenorocitul ăla o să intre la închisoare. Adică, e tot de vârsta ei, nu contează la închisoarea de copii undeva. Trebuie să intre pentru ceea ce a făcut acum. Pentru ceea ce a făcut, vă dați seama. Oare unde e, frate? Oare unde se ascunde în orașul ăsta, men? Doamne, ferește, mă, bro. Oare unde e? Doamne, e ce se întâmplă, băi, și fete, e ce se întâmplă. Mie nu vine să cred. Haideți să-i să, haide să -i spun un răzvan și lui Magdalena că Că o să mă duc la muncă și că am raportat situația la, la poliție Răzvan Magdalena, vă rog eu să mă ascultați Am fost la domn polițist și am raportat situația Și oficial, Isabela este dată în urmărire Însă, pe lângă chestia asta, domn polițist mi-a zis că acum o săptămână La poliție la ei s-a făcut un nou sistem de a găsi persoane dispărute Și a zis că este mult mai eficient decât sistemul de dinainte Așa că să ne așteptăm să o găsească cât mai rapid Mi-a zis chiar după ce ies de la muncă să vină și să vorbesc cu el uh... Și speram să, să o găsească, nu știu, voi avea speranțe. Răzvan? Perfect, că ai făcut asta, tata. Sper să o găsească, dar înainte să merg la muncă, trebuie să zic ceva că i-am zis și mamei. Eu voiam să vă spun asta de când am văzut, dar știam că Izabela o să se supere, așa că voiam să vă zic astăzi, când ea nu e prin peajmă, dar a seară am găsit ceva scris într-un caiet de-al ei. Ce ai găsit scris în caietul ei? Tata, acolo erau ceva nume de hoteluri și era un buget pe care să-l aloce la fiecare hotel. Asta înseamnă că nu a fugit de acasă, ci a fugit din oraș, tata. Vrea să plece departe de noi. Adică nu, nu a fugit din de acasă și acum e acasă la Ionel? Adică... Eu așa mă gândeam, băi, ce... A, a, fugit din oraș? Vrea să fugă din oraș? Nu a fugit și se ascunde în tufișuri. A fugit de tot, tata. D -d dar cum? Adică ca să fugi din oraș trebuie să ai o mașină, trebuie să ai ceva. A fugit de tot a ta. și dacă nu o să mai vedem vreodată pe Izabela, ce o să facem? Eu nu o să mai am soră, ce o să fac? Nu, nu, răzvane, te rog, eu calmează-te, nu, deci nu, mai vorbi prostii de genul. O să o, să o găsim, mamă, băi și fete, dar eu chiar nu înțeleg. A fugit din oraș pe bune, Magdalena? Marius mi se face rău, o să mă duc să mă așez, te rog eu, Magdalena, așează-te. Ai grijă, te rog, la tine la muncă, scumpole, și roagă-te la Dumnezeu să o găsim pe Izabela. Doamne ajută! Dar Marius, nu crezi că e doar vina mea? Magdalena, te rog eu, nu mai, nu mai fă prostii de astea. Într-adevăr, a fost un moment destul de prost, adică s-au nimerit foarte, foarte prost aceste incidente. Prima dată te certa cu ea și doba a plecat, dar asta în niciun caz nu înseamnă că e vina ta, da? Uh, și dacă o certai și dacă nu, tot pleca, pentru că ăla i-a băgat în cap că noi nu apreciem, că nu știu ce și chestii de genul. Și de-aia de a plecat Adică și dacă făceai tu Și dacă nu, eu zic că Mai devreme sau mai târziu tot pleca Că nu e vina ta, e numai vina lui ăla M-am citat atât de mult cu ea Încât nu a fugit de acasă, ci a fugit din oraș Și dacă Răzvan are dreptate Și nu o să mai vedem niciodată în viețile noastre Haide-mă Magdalena, n-are cum Cât de departe poate să ajungă? Este doar o fetiță de clasa șaptea și asta doar din cauza mea, doar din cauza că am țipat tare la ea. Nu, Magdalena, deci te rog, eu fii atentă. O să mă duc acum la muncă. Răzvane, du-te la școală, tu te rog să te calmezi și o să vorbim când o să venim de când o să vin eu de la muncă. Doamne, ajută băi și fete, poate până atunci, poate până la ora 4, domn polițist o să o găsească și o să o ducă acasă. Doamne, ajută te rog, eu nu te mai victimiza, asta nu victimiza. Nu te mai nu, nu mai da vina pe tine. Cam asta e treaba. Bun, haide să haide să plecăm la muncă, băi și fete, doamne, men. Doamne ce ne caz fraților Doamne ajută să o găsim pe fica mea O să iau mașina de taxi O să întorc, o să întorc chiar aici Și na, o să aștept să-mi o comandă Și până la ora 4 o să fac O să duc lumea din punctul A în punctul B O să fiu șofer de taxi Sper ca până atunci să se întâmple ceva S-a făcut ora 4, băieți și fete, și oficial mi-am terminat munca de astăzi de taximetrist, însă până la ora 4 n-am primit niciun mesaj de la domn polițist, adică el nu mi-a zis că o să-mi dea un mesaj sau ceva de genul, dar mă gândesc că dacă ar fi găsit-o pe fica mea, ne-ar fi dat un mesaj. În fine, o să mă duc acum la secție la el, aici mi-am lăsat ultimul client, o să plecăm acum, chiar acum, băieți și fete, la secție, sperăm să fie totul bine și sper că dacă nu a găsit-o, măcar care ceva, nu știu, are niște noutăți. Sper că măcar atât, adică a zis că are și acest sistem nou de, de găsire de persoane și sper să, sper să funcționeze. Eu vă zic, băi și fete, dacă o găsea, cred că mă suna sau ceva de deci genul. Nu, nu, nu mi-a zis că o să fac asta, dar așa m-aș -aș fi așteptat și eu. Hai să mergem aici cu taxi, să parcăm undeva. Haideți să... Uh, unde să parcăm? Uite, haideți să parcăm chiar aici, că nu putem să parcăm acolo la poliție Că acolo e parcare pentru mașini Pentru mașini de poliție uh, haideți, uh, haideți să mergem pe aici, fete Doamne ajută mă să o fi găsit Doamne ajută să o fi găsit da, Cred că m-a anunțat dacă o găsea. Dar da, în fine, nu, nu o să-mi pierd Nu o să-mi pierd loc, speranța Unde-i domnul polițist acolo Doamne ajută, doamne ajută Hai să vedem pe aici, fete Au găsit-o pe Izabela sau nu? Sper că da uh, um, Am emoții Domn polițist Bună ziua, domn polițist Spuneți-mi, vă rog, că ați găsit-o pe Izabela Marius, mă bucur că ai venit Deja am am anunțat-o pe soția ta În legătură cu situația fiicei tale Și da, am găsit-o, let's go și, și, unde e? Dar este o mică problemă aceasta nu se află în oraș, ci este la două ore distanță cu mașina. Mamă, băi și fete, am, am preconizat bine a fugit din oraș, bro. Mamă, frate, deci pe lângă faptul că trebuie să o aducem înapoi acasă, după trebuie, nu știu, frate, să-i explicăm că Ionel ăsta e un nenorocit că o să fugă iară, bro, că nu putem să o ținem captivă. Trebuie să o facem să înțeleagă că, bă, este un nenorocit. Acel Ionel, care este un băiat de 15 ani, conduce o mașină ilegal. Mai exact, mașina tatălui, tatălui lui. Mamă, băi și fete, Ionel are 7, 15 ani? Și a început clasa 7, nu știu, atâți ani ai în clasa 7. sau au rămas repetent sau l-a dat părinții mai, uh, mai târziu la școală sau ok, nu mai știu câți ani trebuie să ai în clasa 7, dar în fine. Ultima dată au fost văzuți acum două ore la o benzinărie și am trimis deja niște echipaje de poliție acolo. Dar momentan nu au fost găsiți. Bă, măcar știm, știm zona unde sunt. Deci, domn polițist, bănuiesc că astăzi o să-i găsiți, cred, nu? Noi am vorbit cu soția ta și a spus că are ea o idee. Nu știu despre ce este vorba, merg să vorbești cu ea și să știi că o să o găsim pe fica ta, dar te rog să ai o discuție cu ea. Ăla e iubitul ei, Ionel, nu? Da, da, domn polițist, îmi dau seama că dacă o să o găsim pe Izabela băieți și fete, nu o să fie problema rezolvată 100%, pentru că Izabela poate să fugă încă o dată, că nu o să o ținem captivă, doamne ferește. Dar, na, Trebuie să-i explicăm că Ionela asta este un nenorocit, asta o să fie și mai greu. În fine, vă mulțumesc în domn' polițist, chiar acum o să mă duc acasă, pentru că Magdalena are ea o idee. Uh, nu știu ce idee ar putea să aibă Magdalena, băi, și vedea, adică... Sau poate i-a venit e o idee, dar, dar nu știu ce idee a vrut să, să aibă dacă nu i-a zis un polițist. Însă, în fine, o să mergem rapid acolo. O să iau și... și, mașina de taxi, cât de rapid pot Doamne, ferește, fraților. Doamne ferește Hai să luăm mașina și să plecăm cât mai rapid de aici Trebuie să întoarcem așa După o luăm așa Îl depășim pe frățiorul asta, Călcăm câinele, glumeam Așa, acum voi și vede trebuie să conduc regulamentar Având în vedere că sunt un șofer de, de taxi Ok iau de acolo pe Magdalena și pe Răzvan Dar ce, vor să plece undeva? De ce sunt la intrare? Um. Magdalena, Răzvan, uh, am, am, am fost la poliție. A, am fost la, la, la poliție, iubire, și mi-au zis că au găsit-o pe Izabela. Dar mi-au zis că ai tu ceva idee. Marius, iubire, ce bine că ai venit. Că chiar pe tine te așteptam. Nu știu dacă ți-ai explicat domn polițist, dar au găsit-o pe Izabela. Da, mi-a zis că au văzut-o, că este cu mașina lui Ionel ăla. Mi-a zis ceva... Cel puțin au văzut-o, pentru că n-au reușit să o rețină și o să vadă dacă este în siguranță sau nu. Dar mie mi-a venit o idee, mai exact, să mai avem încă o mână de ajutor. Ce idee? Am sunat la direcțiune la școală, i-am explicat doamna directorei situația și a reușit să-mi dea o adresă și un număr de telefon pentru părinții lui Ionel. Da, mă, bă, frate, că okay, Ionel i-a furat mașina lui Taică, nu? Că mă gândesc că nu i-a dat-o el, adică bănuiesc că părinții lui Ionel nu sunt la fel de nebuni ca el. Ionel 100% i-a furat mașina tatălui său și sunt convins că nu este fericit cu asta. Așa că o să mergem la ei și o să le spunem ce a făcut fiul lor și nu mai bine, așa o să-i panicăm și pe ei și poate ne pot ajuta. Așa o să găsim pe Izabela și pe iubitul ei cât mai rapid. Ce spui de idee. Magdalena, ești genială. Da, haide să mergem. răzvane tu ai auzit ceva despre părinții ăștia lui Ionel? Tată, eu am venit cu ideea asta, deoarece în școală se spunea că părinții lui Ionel sunt extrem de dezamăgiți de cum a ajuns fiul lor. Bă, băi, și asta e o chestie bună, bine că nu sunt și ei la fel de nebuni ca el au decurs la toate metodele să încerce să le duce mai bine și n au reușit. Așa că având de vedere că sunt niște oameni așa ajutători, 100% o să ne înțeleagă și o să încerce să ne ajute. Însă chiar dacă nu vreau să-i acuz pe părinții lui Ionel de ceva, mi se pare destul de suspect ca că taicăsu, că taicăsu nu a raportat faptul că fiul lui i-a furat mașina la poliție. Bă, ne... Nu știu, adică domn polițist n-a primit nicio plângere de genul. Poate sunt doar eu paranoic și n-a vrut să-i facă rău lui fiul, dar cine știe. Bă, Răzvan, uite, hai să-ți explic o chestie așa de la părinte la fiu. În cazul în care un fiul de deci copilul tău, dacă faci cum vreau o, o infracțiune care, să spunem așa, îți dăunează ție, cel mai bine ar fi să discuți tu cu el, nu să te duci la poliție, pentru că dacă te duci la poliție, îi faci rău, știi ce zic? Și probabil mai ales dacă nu s-a dus la poliție, nu e prima dată când se întâmplă, gen, știi? Și poate n-ar fi vrut să-i facă rău, poate tai că sunt mai că nici măcar nu știa că e cu fica noastră. În fine, hai să nu mai vorbim și să mergem la ea acasă să discutăm cu ei. Bună ziua, domnule Doru, bună ziua, doamna Viorica. Numele meu este Marius Iancu, ea este Magdalena Iancu și suntem părinții Izabelei. Haideți să vă spun care este treaba. Nu știu dacă dumneavoastră cunoaște situația, însă Izabela este iubita fiului dumneavoastră, Ionel. Ideea este următoarea, uh, Izabela a sau azi dimineață, nu știu exact când a, a fugit de acasă. A fugit de acasă împreună cu fiul dumneavoastră, din câte am înțeles, el a influențat-o să facă chestia asta, însă noi n-am venit la dumneavoastră să vă certăm sau ceva de genul, pentru că până la urmă noi suntem niște părinți a cărui copil au luat, -o raz -a, a, a luat o razna și suntem distruși. Și bănuiesc că și dumneavoastră sunteți la fel. și am venit nu știu, să poate ne ajutați, adică am înțeles de la poliție, pentru că am fost și la poliție, am înțeles că Ionel a furat mașina dumneavoastră și acum sunt la două ora și distanță sau ceva de genul și, na, nu știu, dacă puteți să vorbiți cu el, poate puteți să luați legătura cu el, să-l convingeți să vină înapoi și pe el și pe Izabela, pentru că noi am încercat să sunăm pe Izabela, fraților, dar ne-a blocat numărul la toți, adică s-a supărat foarte, foarte rău pe noi și nu mai vrea să audă nimica de noi și suntem disperați. Suntem disperați, mai exact. Asta este rezumatul. Și tocmai de ce am, am venit la, la dumneavoastră. Spune și tu, Magdalena. Da, după cum a spus și soțul meu, noi suntem absolut disperați. Am discutat și cu doamna directoare și ne-a spus că și dumneavoastră Ați încercat într-un milion de moduri să-l readuceți pe Ionel la realitate și să fie un copil normal, dar nu ați reușit. Sper că ne înțelegeți disperarea. Nu vrem ca Izabela să ajungă o huligană pe bune, Răzvan. Vă rugăm, ajutați-ne să-mi salvezi surioara. Poate puteți să-l sunați pe Ionel. Noi am încercat să sunăm pe Izabela, dar ne-a blocat numele de telefon. Așa că ne puteți ajuta, domnul Doru, vă rog. Domnilor, stați puțin că eu sunt absolut șocat. Doamne, nu vine secret cred că iarăși ne face necazuri copilul ăsta, da. Îmi dau seama că sunteți șocat, dar îl puteți suna sau ceva. Deci, dumneavoastră, nu vă bateți joc de noi. Doamne frește, cum să glumim cu așa ceva? Păi, noi chiar acum o oră am vorbit cu Ionel la telefon și ne-a spus că sunteți toți în vacanță. Toți? Care toți? la, la cine vă referiți? Care toți? Stați să vă explic. El ne-a spus că astăzi merge în vacanță la munte cu iubita lui Izabela și cu familia ei. Adică cu dumneavoastră. Mamă, ce nenorocit și-a mințit părinții. Daia i-am dat mașina. I-ați dat mașina? Să o conducă doar până la dumneavoastră acasă. De, de ce i-ați dat mașina? Pentru că după, că după am înțeles că dumneavoastră o să o conduceți, avem și noi mașină. Deci Izabela a fugit de acasă? Da! Pentru că a influențat-o băiatul meu? Mi se face rău, nu, Doamne, ferește. Credeam că după atâtea necazuri și după atâtea discuții cu el, am reușit să-l salvăm. Dar se pare că nu, Doamne, ferește. Mă, mă, deci vedeți față că Ionel i-a mințit și pe ei. Uh, domnule Doru, Doamnă Viorica, îmi pare chiar foarte, foarte rău să aud chestia asta, că și pe dumneavoastră v-a mințit, uh, mințit Ionel. Dar vă rog, ne, ne puteți ajuta? Doru, stai puțin, nu te enerva chiar și se face rău. Marius Magdalena ne cere mii de scuze. Știm că fiul nostru este un nenorocit, dar noi tot am încercat, tot am încercat să-l aducem pe calea cea bună. Dar fiți atenți ce o să facem. O să-l sun eu chiar acum și o să-i explic să vină acasă. El mă ascultă pe mine, mai ales când plâng și când mă vede rănită. Deci vă rog eu, doamna Viorica, deci vă rog eu, vă rog eu să... Nu știu, vreau să o văd pe fica mea. Puteți să o așteptați pe Izabela acasă, probabil până diseară o să se întoarcă, mai ales după ce o să am acea discuție cu el. Ne cere mii de scuze, ne cere mii de scuze, vă rugăm să-mi iertați băiatul. Doamna Viorica, vă rog să vă țineți de cuvânt și să-l și să sunați pe Ionel. Și desigur, doamne, că uh, dumneavoastră n-aveți nicio vină. Adică uitați-vă că și noi ne-am educat, ce puțin considerăm că ne-am educat fata bine și uitați-vă în ce situație foarte m am ajuns. Voi n-aveți nicio vină și vă mulțumim foarte mult că ne ajutați. Magdalena Răzvan, haideți, haideți, să mergem acasă și vom aștepta, nu știu, un mesaj de la dumneavoastră, de la poliție, nu știu, așteptăm să ne vedem fica. Am revenit acasă, băi și fete, băi, Magdalena Răzvan, Ați văzut și voi că oamenii ăștia chiar au vrut să ne ajute băi și fete, adică Ionel nenorocitul ăla i-a mințit și pe ei, vă dați seama ce a fost în sufletul oamenilor. I-a mințit și pe ei și a bătut joc de ei, dar se pare că ei vor să ne ajute, nu știu, mie mi s-a părut foarte de încredere și sper că ceea ce a zis doamna Viorica este adevărat. Sper că Ionel are puțină empatie când o vede pe maică sa că este supărată și poate o să... Poate o să se întoarcă și dacă nu o să se întoarcă, poate măcar o să încetinească ca să-i prindă poliția din spate. Da, Marius, iubire, ai văzut și tu. Oamenii păreau destul de panicați, dar mie mi s-a părut doar o chestie ciudată. Cum adică taică s i-a dat mașina ca să o conducă până aici? Da, băi, și fete, și mie mi s-a părut asta ciudată rău de tot. Adică mie chiar mi s-a părut ciudat rău de tot. A zis că... Deci, povestea pe care le-a spus-o Ionel lor, a fost că el mergea cu iubita lui Izabela în excursie la munte cu noi și că mergeam cu mașina lui Taica dar trebuia să aducă mașina până aici. Bă, dar are 15 ani. Cum lași un copil de 15 ani să conducă o mașină, bro? Prin oraș. Nu pe câmp, prin oraș. Adică... Adică e ciudat rău de tot. E doar un copil de 15 ani și, apropo, acum a început clasa 7, acum are 15 ani. A fost dat la școală mai târziu? Probabil. În fine, eu zic că oamenii ei o să ne ajute. Dar cel mai bine să te duci și tu la poliție și să le spui care este ideea. Sperăm ca până diseară să o găsim pe scumpa noastră Izabela. Da, chiar o să mă duc și o să-i spun domnului polițist că am vorbit cu ei și să vedem care e treaba. Răzvan? Mama, tata, eu v-am spus că oamenii ei o să ne ajute și cred că și știu care e treaba cu mașina. Eu cred că tatălui a mințit pentru că s-a rușinat. Bă, și eu m-am gândit la asta, bă, și, 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 eu m-am gândit că... Uh, Taica su poate a la faza cu mașina, că se vedea pe el că, nu știu, e rușina de ce a făcut fisul lucru, care este normal, men. Și nu voia să pice prost, pice gen ca fraierul care i-o fura fisul mașina, gen, nu, i-am dat-o eu, știi, adică... Na, are sens și asta Și a încercat să găsească o metodă prin care să nu-și facă copilul de râs Și pe el la fel Adică a văzut și voi că omul era foarte trist când a auzit ce a putut să facă Fiusu Dar na, poate Ionel ascunde lucruri de ei Că nu sunt sigur că ar fi aflat că este mai nespisit ca niciodată acum Dar se pare că ei chiar au fost mirați Da, băi, și A văzut că o zis că nu vine să cred că acest copil iar ne face probleme De parcă nu le-au mai făcut probleme dar știm și noi fațul că ăsta e un nenorocit și în ziua de astăzi, adică de parcă n-a mai făcut probleme de câteva luni, de câțiva ani, dar el e un nesimțit. Știi, cam asta vreau să zic. În fine, în fine, eu o să mă duc, o să, o să mă duc acum la poliție și, bă, bă și fete, sperăm ca până de seară să vină scumpa, scumpa noastră Izabela acasă, nu știu. Asta e tot ce, tot ce îmi doresc, fraților. Chiar vreau să văd pe fica mea Izabela înapoi acasă, chiar vreau să nu mai existe să nu mai existe situația asta nașpa în care ne aflăm. Dar trebuie, deci v-am zis băi și fete, dacă noi o aducem acum acasă pe Izabela, doar jumătate din problemă o să fie rezolvată. După trebuie să rezolvăm și cealaltă jumătate, care înseamnă practic să îi explicăm că Ionel ăsta de fapt nu are nicio intenție bună cu ea și doar o manipulează. Dar acum nu știu, sper ca nu cumva să, să mai încerce să fugă încă o dată, adică o să fie foarte, foarte nașpa. Uitați-l acolo pe domn polițist, haideți să mă duc la el și să, să încerc să explic situația și să-i zic că am vorbit cu părinții lui, lui băiatul ăsta Sperăm băieți și vede că o să fie totul bine Asta e, unde mă duc? Aici? Nu stai, nu, 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 nu Cred trebuie să mă duc pe aici și pe la stânga. Ia, uitați-i aici pe domn polițist. Uh, bună ziua, domn polițist. De să știți că a mers la gen, știți că Magdalena v-a spus care o idee. A mers la casa la casa părinților lui Ionel și au fost absolut șocați. Au crezut că noi de fapt o să mergem într o excursie cu ei, e ceva foarte, foarte complicat, dar Ionel le-a furat mașina, dar au zis că o să-l sune pe Ionel. Acum, nu știu dacă o să o facă sau nu știu dacă o să reușească să-l convingă, însă o să-l sune și să spună să vină înapoi, pentru că și că el are o slăbiciune când o vede pe mama lui supărată, nu mai e atât de nebun. Marius, oamenii ăia chiar te-au ajutat. Fix acum 10 minute, Ionel a fost sunat de către părinții lui. Nu am reușit să vedem ce au vorbit, dar au plecat de la hotelul unde stăteau și s-au dus lângă o benzinărie de lângă. Probabil să pregătesc să vină acasă. Doamne, mulțumesc! ar trebui ca în trei ore să ajungă. A, deci l-o sunat și s-au dus fațelor să alimenteze mașina ca să... Wow, bun, mamă, mamă, să vă mulțumesc enorm, haideți, băi și fete, că am rezolvat, ar trebui să vină în trei ore, dar vă spun, vă spun sincer, băi și fete, acum o să vină Izabela acasă, dacă bănuiesc că planul, planul mamei lui Ionel a funcționat, însă, Acum vine adevăratul test, trebuie să explicăm lui Isabela și să nu o facem într-un mod, stați, să nu o facem într-un mod urât sau ceva de genul, că cine știe după cum reacționează, poate reacționează la fel și poate iar o să facă o prostie de-asta, uh, trebuie să explicăm că Ionel ăsta de fapt îi vrea doar răul, noi îi vrem binele și să nu mai fugă de acasă, bro, în fine, haideți să ne ducem acasă și să o așteptăm. Uh, băieți și fete s-a făcut seara și Izabela nu a ajuns acasă. Magdalena a încercat să-i sune pe Doru și pe Fiorica, pe părinții lui, uh, lui Ionel și nu răspund. O să mă duc la poliție sau ceva. Marius iubire este ora 8 seara și Izabela încă nu a venit. Am încercat să-i sun pe părinții lui Ionel, dar nu mai răspund. Ce facem? Bă, nu știu, să nu se fi întâmplat ceva pe drum, doamne ferește. Răzvane... Tata Izabela încă nu a venit. Nu, 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 stai aici că mă duc la poliție. Mamă, băi, și fete, basta, n aș de tot. Da, na, cine știe, bro, bă, poate i-a prins poliția pe drum, frațiu, și i-a duce poliția sau ceva, adică... Cam acum ar fi trebuit să ajungă dacă n-ar fi întârziat. Nu știu, poate întârzi, mamă, deci habar nu am, că nici măcar n-am fost ținut la curent, adică... După cum am spus, părinții lui Ionel nu, nu ne-au mai spus nimic, adică nu ne-au sunat să ne spună că, băi, vedeți că am vorbit cu Ionel și că o să vină acasă. Asta am aflat de la domn polițist. Și în afara de asta, ei nici măcar nu ne-au mai răspuns la telefon. Adică ați văzut că Magdalena a încercat să-i sune, dar în zadar, pentru că nu, nu, au răspuns. Haideți să mergem la domn polițist să, să ne întrebăm pe el care-i treaba, bro. Doamne, sper că știe. Sper că știe ceva și că nu, mă, și că nu o să mă panicheze. Doamne, ferește să, să facă chestia asta. Mm. Mă, pe unde trebuie să luăm? Pe aici? Ok. Dar e și complicată secția asta de poliție. Bună seara, domn polițist! Uh, deja au trecut aproape, sunt trei, aproape patru ore. Știți cumva dacă Izabela uh, este în drum, adică ați mai văzut, ați mai auzit ceva. Marius, n-ai primit mesajul meu, situația este gravă. Uh, nu, n-am primit mesajul dumneavoastră, de ce este situația gravă. Da, Izabela și Ionel au plecat de la hotel, dar au plecat și mai departe de oraș. Nu știu ce au vorbit cu părinții lui Ionel la telefon. Mamă, frate, o fi s-au enervat și mai rău. Poliția în continuare nu-i găsește. Ei tot vedem pe camerele de supraveghere, dar sunt cu doi pași înaintea noastră. Domn poliții, dumneavoastră, să nu, să nu uh, ceda sau ceva de genul. Eu o să mă duc acum la soția mea și o să mergem acasă la ea, uh, că, gen, să vorbim cu ei, probabil băieți și fete. Mamă, frate, o probabil. Ionel s-a enervat când l-o sunat maica să sau ceva și s-au dus și mai departe, bro. Mamă, ce copii nebuni, man. Mamă, băieți și fete, am înrăutățit situația mai mult decât. Uh, decât să o facem bună, că na, ăsta era scopul nostru. Hai că pe Magdalena și zic să mergem neapărat la apartamentul ăia, să vorbim cu ei. Um, am ajuns la apartament, fraților, să după cum puteți vedea, nu e nimeni înăuntru, adică noi am bătut la ușă, nu vrem să deschidem ușa sau ceva de genul, dar nu e nimeni înăuntru, poate... Poate părinții lui Ionel s-au urcat pe mașină, adică poate au altă mașină și s-au dus să vadă care e situația Magdalena. Mare să zic să intrăm înăuntru, să intrăm așa în casă la oameni, nu știu. Băi, asta e. Bă, fraților, când am vorbit cu ei, nu era aici. Bă, ăștia au fugit de acasă și ei. Oh my god, băi și fete. Mamă, eu cred că nu s-a enervat Ionel. Eu cred, băi și fete, că Ionel nu s-a enervat și a fugit de părinții lui. Eu cred că Ionel și părinții lui sunt mână în mână. Oh my god, ce ne facem, băi și fete? Bă, aici erau chestii din câte mi-aduc eu aminte. Că, e, gen, n-am intrat înăuntru, dar am stat aici și aici erau chestii. Bă, ăștia au luat chestiile și au fugit, bro! Mă, băi și fete, credeți că Ionel a fugit de capul lui? Sau că și părinții l-au ajutat? Mamă, fraților, bă, dar chiar cum să-i dea mă că sunt mașina să conducă până la noi? N-are niciun sens. Doamne, ce ne facem, bro? Fica noastră Isabela este în spital și nu o să vă vină să credeți care este motivul. În momentul de față ne aflăm alături de domnii polițiști la casa familiei lui Ionel, mai exact la casa familiei băiatului cu care fica noastră Isabela a fugit de acasă. Și dacă vă aduceți aminte băieți și fete, acum câteva ore am venit aici și erau părinții lui, era mama și tatăl lui Ionel, care ne-au întâmpinat și ne-au spus că sunt foarte șocați de ceea ce le-am spus că fica noastră a fugit împreună cu fiul lor din oraș și au spus că o să rezolve situația. Ei bine, fraților, ei n-au rezolvat situația, ci au fugit de acasă și nu numai că au fugit de acasă, ci au și golit tot apartamentul. Au luat absolut tot de aici, așa că eu și soția mea ne-am panicat și am sunat la poliție și l-am chemat pe, pe domn polițist împreună cu echipa lui ca să investigheze puțin situația, să vedem ce se întâmplă, pentru că mie mi se pare foarte, foarte suspect. Nu vreau să zic că părinții lui Ionel au o treabă în toată chestia asta și că ne-au răpit fica sau ceva de genul, nu vreau să fac genul ăsta de acuzații, dar mi se pare foarte, foarte suspect să zic că, băi, fica mea a fugit cu fiul tu, te rog, eu ajută-mă și zice, a, te ajut și după tu fugi de acasă și golești tot apartamentul. Domn polițist, ce... adică, nu zic domn polițist că momentan nu poate să se uite pe camerele de supraveghere, trebuie să așteptăm câteva ore, însă ce, ce au mai aflat domnii, domnii de aici? Marius, am o veste proastă pentru tine. Nu știu dacă părinții lui Ionel sunt implicați în chestia asta și dacă au fugit toți, însă, după cum vezi, oamenii mei caută amprente și nu găsesc. Pe lângă faptul că și-au golit tot apartamentul, au șters și amprentele. Bă, băi, bă, asta mi se pare suspect. Nu, no, nu, no, asta mi se pare foarte, foarte suspect. Deci deci eu pur și simplu sunt șocat, după cum puteți vedea nici măcar nu-mi mă găsesc cuvintele, pentru că nu m-am gândit niciodată că o să fiu în situația asta. Adică ok, nu vreau să zic că am înțeles. Însă na, Izabela a fugit cu acel băiat pentru că îl iubea că nu știu ce adolescenți nebuni, însă ce caută părinții lui Ionel ăsta? De ce o fugit cu ei, gen? Că bănuiesc că acolo au fugit sau habar n-am. Bro, să nu cumva să o răpească pe fica mea, asta mă, asta mă îngrijorează pe mine. Asta pe mine mă face să cred că sunt implicat în nenorocirea asta. Am încercat să dăm alertă în orașele de lângă, să vedem dacă îi găsim, dar momentan nu am primit niciun mesaj înapoi. Nu se știe cu ce au plecat oamenii ăștia, deoarece mașina lor este la Ionel. Iar Ionel și Izabela... N-au mai fost văzuți de aproximativ 12 ore. Noi o să încercăm să găsim niște indicii, să vii mâine dimineață la poliție, înainte să mergi la muncă. Domn polițist, Vă rog eu că în momentul de față sunt foarte șocat, fraților. Efectiv, a venit la oamenii ăștia, am discutat cu ei, am explicat că, băi, fica noastră a fugit cu fiul dumneavoastră, știați de chestia asta. Și erau, nu, că nu știam, că doamne ferește, că noi credeam că ați plecat toți nu știu ce și îi păreau foarte, foarte panicați. Și acum ce fac? Fug și ei? Bruno are niciun sens, Magdalena, iubire. Marius, dar eu nu pot să înțeleg, oamenii aia ne-au freierit, deci am venit la ei, le-am spus că suntem îngrijorați, că mai am un pic și ne buvnea, mai aveam un pic și ne plânsul, și le-am spus că fica noastră a fugit cu fiul lor. Au părut mirați, au părut dezamăgiți, și parcă chiar voiau să ne ajute. Dar acum au dispărut, se pare că da sunt 100% convinsă că au fugit și ei cu Ionela și cu Izabela cu, cu Ionel și cu Izabela, dar îmi e frică de ce au făcut-o și dacă vor să-i facă rău Izabelei și dacă o să o moare Magdalena, haide că deja te duci și te duci în alte filme e într-adevăr suspect că au făcut chestia asta, mai ales că au curățat și amprentele, adică nu are niciun sens ce se întâmplă în momentul de față, însă 100% există o rezolvare, băi și fete, dar mi se pare foarte ciudat, dar te rog eu, Magdalena, nu mai fă asta că chiar dacă eu zic că nu are nicio șansă să le îi facă rău Izabelei, totuși mă pui pe gânduri, te rog eu, nu mai, nu mai, zic chestii de genul, mai ales că ești însărcinată, după te panichezi degeaba, te rog eu să te, rog eu să te calmezi. Poate mă gândesc prea departe, dar nu înțeleg care e treaba. Cel mai bine așteptăm să vedem filmările de pe camerele de supraveghere, că poate nu au fugit ei, poate au fost răpiți. Nici nu mai știu ce să cred, bă, nu știu ce să zic. Domn polițist, ideea e fraților că a luat niște, e în proces de a lua filmările de pe camerele de supraveghere de aici din zona asta, ca să vadă ce au făcut ăștia, adică ăștia au fost răpiți, au fost obligați, cum au fugit mai exact, adică pur și simplu oamenii mei au colit tot apartamentul și după au plecat. Nu știu, deja se face și seara, trebuie să mergem, trebuie să mergem acasă. Deci domn polițist a spus că în câteva ore o să vă puteți uita pe filmările de pe camerele de supraveghere de la acest blog. Da, cel mai bine, fraților, mâine dimineață, înainte să plec la muncă, mă voi duce la secții și o să vorbesc cu domn polițist să vedem ce, ce, a găsit. Dacă când ne uităm pe acele filmări nu vedem pe cineva care i-a răpit și pe ei, sau nu vedem o întâmplare foarte ciudată, ci vedem doar doi oameni care pur și simplu pleacă, înseamnă că asta a fost planul lor de la bun început. Și probabil l-au anunțat și pe Ionel. Și probabil familia asta a răpit-o pe Izabela și Izabela nu-și dă seama, ea crede că Ionel chiar o iubește. Doamne ferește-mă, bă, hai să nu facem teoria ale conspirației, haideți să nu ne ducem atât de departe, să vedem ce arată camerele de supraveghere ca să vedem dacă găsim vreun răspuns sau nu. Nu, haideți să mergem acasă să ne liniștim. Domn polițist, mâine de dimineață o să vin la dumneavoastră la secție, noi acum o să ne ducem acasă. Magdalena, iubire, Răzvan, trebuie să ne băgăm la culcare. Afară deja s-a întunecat și până la urmă, dacă stăm treci, nu ajutăm cu nimica, trebuie să lăsăm poliția să-și facă treaba. Însă, în continuare, fraților, povestea asta nu are niciun fel de logică în ochii mei. Deci, ca să facem așa o mică recapitulare, fata noastră, Izabela, a fugit cu băiatul ăsta. Noi ne-am dus la părinții lui și i-am spus, băi, Faceți ceva că Izabela nu ne răspunde la telefon nu știu ce Și au zis a da că o să vorbim cu Ionel că nu știu ce Și acum pleacă și ei Bro what? N-are sens De ce au făcut chestia asta? Marius am stat și m-am gândit în drumul spre casă Și dacă Izabela nu o să se întoarcă niciodată Băi Magdalena te rog eu nu mai fă așa Deci te rog eu frumos nu te mai panica atâta, nu mai fă așa, că nu, nu, nu e cazul, pe bune. Și dacă noi am greșit ca și părinți, nu am greșit ca și părinți, Magdalena, te rog eu, calmează-te, nu-ți nu te, uh, nu mai da așa energie negativă, nu știu cum să explic. Ai mai auzit de vreun părinte să-i fugă copilul de acasă? Nu, noi suntem singuri, suntem niște părinți oribili. Și mă mai panichează ceva... Să luăm cel mai nașpa caz, în care Izabela chiar este răpită de ei, de familia lui Ionel. Și dacă când se întoarce, iarăși vrea să fugă? Și dacă o să ne părăsească și nu o să ne mai vedem niciodată, Magdalena? Te rog eu, calmează-te, pentru că nu este cazul. În momentul de față, Izabela este manipulată, da, probabil, sau, doamne ferește, și mai rău, poate chiar ea vrea să vină acasă și nu o lasă nenorocitul ăla și familia lui. Poate! S-ar putea să se întâmple și chestia asta. Sunt foarte multe, uh, foarte multe variante, da? Deci, să fim, să fim realiști în momentul de față. Te rog eu, nu te mai panica, pentru că o să găsim noi o rezolvare. Nu băi și fete, o să găsim o rezolvare. Și în niciun caz nu mai zic că eram că am fost niște părinți proști că nu știu ce, că nu e vina noastră, nu e nici măcar vina Izabelei. Pur și simplu, ăla e un nenorocit care o să plătească, zici și tu Răzvan. Da, mama, tata spune bine, calmează-te. Izabela este doar manipulată de acel Ionel. însă și aici există două variante. Poate Ionel chiar o iubește și are niște probleme pentru care o manipulează. Nu, nu este asta. Sau poate Ionel nu o iubește și face asta cu un scop. Da, dar care-i scopul, băi bă, deci uite, iară asta, fiți atenți. Eu sunt convins că de ăla nu o iubește, da? Și că familia lui și el au un scop ascuns. Dar care-i scopul ascuns? Adică trebuie să ne gândim și la chestia asta. Dar tot și mă gândesc care ar putea să fie scopul. De ce ar fugi cu Izabela de acasă și de ce mi -ar, și ar implica și părinții? În capul meu chestia asta pur și simplu nu are sens, la fel ca și în capul meu. Eu zic că o să-și revină. Nu știu, haide să mergem să ne culcăm și vom vedea mâine ce, ce o să facem. Uh, băieți și fete, nu știu dacă puteți observa în momentul de față, însă îmi, uh, îmi, tremură mâinile, pentru că tocmai ce am auzit pe cineva cum a spart ușa jos, jos la, jos la intrare, și după cum puteți vedea, domnul Luca, habar n-am cine e ăsta, a intrat la noi în casă. Bă, cine e ăsta, fraților? Și ce vrea de la noi? De ce? De ce a intrat la noi în casă la miezul nopții? Bă, n-are niciun sens. Bă, Magdalena, ce facem? Marius, cineva spart ușa? Cine e domnul Luca? Sunăm la poliție, cine e omul? Ăla? Nu, n Nu avem timp să sunăm la poliție că poate, poate urcă sus. Uh -huh. O să mă duc eu și o să încerc să vorbesc cu el. C -c 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 cine e omul ăsta? Stai puțin. Băi, răzvane, R R răzvane, stai aici. Tata, cine e bărbatul ăla din sufrageria noastră? Răzvane, stai aici. Uh -huh. Băi bă, și fete, c -c cine e ăsta? Adică. De, de ce ai intrat peste noi în casă? Uh -huh. Uh, cine sunteți? De ce sunteți la mine în casă? Cine ești? Salut, tu trebuie să fii Marius. Marius, calmează-te. Nu ții pa și în niciun caz nu suna la poliție. Am un pistol la mine și nu mi-e frică să-l folosesc. Bă, ce vrei de la noi? De ce ai la noi? Doar vreau să vorbim. Chiamă-ți familia jos și ascultați-mă. Nu o să dureze mult. De, de ce vrei să vorbești cu toată familia mea? O, ok, Haide că o chem, dar să nu cumva să faci vreo, vreo prostie. Mi-am chemat toată familia jos, băieți și fete, și vă spun sincer că nu înțeleg ce se întâmplă. Bomule ce vrei? Cine ești și ce vrei de la noi? Deci, o să fiu foarte rapid. Nu vă cunosc, însă voi aveți o datorie la mine. What? Ce datorie să avem de la tine, bă, ciudatule? Nu voi, ci familia Pătraru. Cine-i familia Pătraru? Pe care ați vizitat-o. Știți, oamenii ăia oamenii care au fugit de acasă, da. Părinții lui Ionel? A! Pe ei îi cheamă Pătraru? Nu știam cum îi cheamă, nu, nu, nu le știam numele de familie. Păi stați puțin. Adică, deci oamenii ăia, părinții lui Ionel, au o datorie la dumneavoastră și... Și de, de, de ce veniți la noi? Ei bine, oamenii ăștia sunt niște nenorociți absoluți și au o datorie la mine, nu doar la mine, ci la o tonă de oameni. Nu o să intru în detalii, dar sunt niște nenorociți care merită să fie morți. În fine, eu am de colectat de la ei 10.000 de dolari. Mâine seară o să vin aici și dacă nu aveți 10.000 de dolari, vă împuși pe toți trei. să stați puțin, stați puțin, cum adică? Cum adică? Doar pentru că ne-ați văzut la ușa lor, asta nu înseamnă că... Băi, ăsta e de, de... De unde e logic asta? Noi nu avem de unde să vă dăm 10.000 de dolari. Înțeleg În că sunteți supărat că uh, uh, ăștia au datorii la dumneavoastră și că au plecat. Dar asta nu înseamnă că trebuie să vă plătim noi datoria. Noi nu avem 10.000 de dolari. Nu știu. Căutați-i. Habar n-am... Uh... Nu, știu, încercați să vă dați seama unde au fugit sau ceva de genul. De ce trebuie? Deci, fratele, eu nu înțeleg. Adică, noi nu suntem prieteni cu ei sau ceva de genul. Să nu credeți că suntem niște prieteni de familie, ba chiar am, avem un conflict foarte mare. Fica mea, e fica mea, Isabela, a fugit de acasă. Deci, vă rog eu frumos. Chiar nu. Nu e. Nu e corect ce se întâmplă. Cum? Fraților, deci eu nu înțeleg. Adică, ei au datorie la ei și noi să plătim. Nu mă interesează de unde faceți rost. Nu mă interesează că nu-i cunoașteți sau alte scuze. Aștept de un an banii mei. Vreți să mă enervați și să rezolvăm tot acum? Nu, 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 nu. Lăsați. Mai bine, uh, uh, Magdalena, uh, vedem, vedem cum facem. Vedem. Uh, facem noi cumva. Uh, și ne vedem uh, mâine dimineața. Uh, mâine seara, ai spus, nu? Uh, mâine seara, bun. Deci mâine seara poți să vii aici. Am, dar stați că noi nu ne cunoaștem cu ei, nu, 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 nu. Mama, tata, nu mai comentați, că domnul poate ne împușcă, vedem noi cum facem. Da, uh, mâine seară, veniți aici și vă dăm 10.000 de dolari. Uh, Băieți și fete, tocmai ce a plecat domnul ăla și vă spun sincer că niciodată în viața mea nu mi-a bătut inima așa de tare... Vă dați seama că nu avem de unde să facem rost de 10.000 de dolari, dar i-am spus așa numai ca să ne lasem în pace. Însă, fraților, am un mic plan, să spun așa. Am un mic plan. Uh, și totodată am o presințire. Păi și, și dacă, uh, cum îi spune, și dacă părinții lui Ionel chiar nu au nicio treabă cu chestia asta și ei au fugit pentru că ăsta avea de luat o datorie de la ei. Știi ce zic? Adică... Văd că omul ăsta e foarte nervos, își vrea banii înapoi și doar din simplu... Deci gândiți-vă că e atât de nervos încât, din simplu fapt că ne-a văzut la ușa lui ăia, dar noi nu suntem rude, nu, deci noi cunoaștem nimica, a venit la noi acasă și a zis că noi trebuie să plătim datoria, că de un an are datorie. Bă, eu nu înțeleg care-i treaba și nu știam că uh, oamenii ăștia se ocupă cu lucruri de genul. Ați văzut că au datorie la foarte mulți oameni, Magdalena. Marius, ce face? Mergem la poliție? De unde să avem noi 10.000 de dolari? Se pare că familia lui Ionel chiar ia parte la niște chestii foarte dubioase. Înțeleg că omul ăsta e supărat că ea uh, au luat bani cu un de la el. Dar cine suntem noi să le plătim datoria? Sau ce facem? Să Sunăm la poliție? Băi bă, și fete, eu am un plan. Mai exact, mâine de dimineață să mă duc la poliție, să-i zic domnului polițist ce s-a întâmplat și să-i zic că... Nu știu, să vină aici mâine seară și să încercăm să-l prindem pe un ăsta, gen când o să vină să ne ceară banii, că a, până la urmă a comis o infracțiune. A intrat, ne-a spart ușa și a intrat cu un pistol. A zis că are un pistol la noi în casă și ne-a amenințat. Adică are un motiv să-l să aresteze. Cel puțin așa mă gândesc eu, nu? Adică eu zic că chiar ar avea un motiv să-l aresteze. Bă, dar acum mi-a dat toată asta peste cap, fraților. Mi-a dat toată asta peste cap. Și dacă părinții lui uh, Ionel nu sunt implicați în ceea ce privește relația amoroasă dintre Ionel și fica mea. Măi, mm, chiar nu știu ce să zic tata, nu crezi că este o coincidență foarte mare că au fix acum au plecat? Ba da, și asta, dar totodată e o coincidență foarte mare că a intrat și asta peste noi în casă. În fine, hai să mergem la culcare, să sperăm că o să putem să dormim și mâine de dimineață mă duc la poliție și văd totodată ce a mai aflat domnul polițist dacă s-a uitat pe camerele de supraveghere și numai bine îi și povestesc de întâmplarea din această seară. Bună dimineața băieți și fete, abia ce m-am trezit și am dormit foarte, foarte nașpa, de fiecare dată când auzeam cum pocnea mobila, credeam că iară intră nenorocitul ăla peste noi, peste noi în casă, însă din fericire nu s-a întâmplat. Este ora 7.30, jumătate, o să mă duc la poliție și după o să mă duc la muncă, chiar dacă acum sunt într-o perioadă foarte tensionată din viața mea în care Fica mea a fugit de acasă, dar și trebuie să facem ceva în legătură cu chestia asta. Nu-mi permit să-mi iau liber de la muncă, că este nou meu job, este un job care este și ok plătit, nu este la fel de bine plătit ca fostul meu job, dar uh, nu avem ce să facem, păi și fete. Magdalena, bună dimineața! Bună dimineața, iubire! Eu încă sunt șocată de ce s-a întâmplat aseară. Ce facem? Mergi la poliție și spui domnului polițist care e planul. Da! Vreau să-i zic chestia asta, vreau să mă duc să aflu dacă am mai aflat ceva despre caz și să-i zic totodată să, ca diseară când vine omul ăsta să-și ia datoria, să vină el cu poliția ca să-l aresteze, bro, că bă, omul nostru pur și simplu a intrat peste noi în casă cu pistolul, adică a făcut o foarte mare infracțiune. Haideți că o să mă duc. Bună dimineața, Răzvane, ce faci? Tata, mergi la poliție? Da, o să merg la poliție, băi și fete. Doamne, men, mamă, deci m-am panicat așa de rău aseară, fraților. Credeam că, Doamne ferește, în orice moment poate să, poate să ni se întâmple ceva, însă din fericire nu s-a întâmplat. Însă haideți să vorbim cu domn polițist și să-i zic, să zic care-i treaba. Și am stat și m-am gândit, fraților, că băi, poate oamenii ăștia, da, poate faptul că ei au fugit de acolo, poate n-are nicio treabă cu uh, fiica mea și cu Ionel. Poate ei au fugit de frica lui ăsta, că vine să-și ia datoria. Dar și ăștia, men, au zis că de datorii la mai multă lume. Unde sunt toți banii ăștia? Că din câte am înțeles, Ionel e un bă -bă băiat așa mai, mai sărăcuț. Adică au datorii de zeci de mii de dolari. Ce au făcut cu banii, man? N-are niciun sens, frate. Sunt atât de multe întrebări la care trebuie să găsim un răspuns. Domnule polițist, uh, trebuie să vă spun ceva. Aseară s-a întâmplat o chestie foarte, foarte nașpa. Marius, stai! Înainte să spui ceva, am informații noi. Haide că, că mă interesează. M-am uitat pe camerele de supraveghere, iar părinții lui Ionel au plecat de bună voie. Mamă, deci înseamnă că s-ar putea să fi plecat din cauza lui ăsta, că venea ăsta. Nimeni nu i-a răpit și nimeni nu i-a grăbit. Au luat un autobuz și s-au îndreptat către orașul de lângă. De au schimbat autobuzul către un oraș la șase ore de departare. Momentan nu mai știm unde este mașina lui Ionel, deci nu știm unde se află fica ta și iubitul ei, dar presupunem că în acel oraș, deoarece de când au plecat, au făcut foarte multe apeluri cu fiul lor. O să găsim, Marius, crede-mă! Spune-mi ce voiai să zici. Domn' polițist, mă bucur că ați zis chestia asta, pentru că eu cred că știu ce se întâmplă. O să încerc să vă explic cât mai pe scurt, așa că vă rog să să mă ascultați. Deci aseară, după ce am venit de la apartamentul ăia, știți că ne-am văzut, am mers acasă, ne-am culcat și noaptea, la miezul nopții, după ora 12, a intrat cineva peste noi în casă un presupus domn Luca, așa l cheba, care ne-a spus că familia lui Ionel are 10.000 de dolari datorie la el și că lui nu-i pasă, că de un an de zile, că ne-au văzut acolo, că i-au fugit de acasă, era foarte, foarte nervos și a zis că pentru că ei au fugit de acasă și că el e foarte nervos și că vrea banii, noi trebuie să-i plătim banii, pentru că ne-a văzut acolo, adică omul nu știa dacă noi îi cunoaștem sau nu, dacă avem vreo legătură cu ei, pur și simplu era foarte, foarte nervos și își voia banii. Și a zis că diseară o să vină să ia. Așa că vă rog eu, domnul polițist, deci avea un pistol la el, să veniți de seară la mine acasă ca să, cum îmi spune, ca să-l arestați. Însă, totodată, asta înseamnă că poate părinții lui Ionel nu sunt implicați în chestia asta cu faptul că au răpit-o pe fica mea sau ceva de genul. ci poate doar au fugit de nenorocitul ăsta. Adică, Chiar nu știu, domn polițist, trebuie să faceți mai multă, uh, trebuie să vă informați mai multe legătură cu subiectul ăsta, trebuie să vă dați seama ce se întâmplă. Hmm, ce situație complicată, deci spuneai că îl cheamă Luca, da, da, o să mă uit. Da, s-ar putea să fi fugit din cauza lui, dar totuși a vorbit cu Ionel la telefon. Hmm, trebuie să există o legătură, da, bă, și e un șir de acțiuni foarte, foarte complicate, care n-au niciun sens, bro, trebuie să există o legătură undeva pe aici. Păi atunci de seară, când vine ăla, venim și luăm la întrebări. Trebuie să văd cine este omul ăsta, dacă este un infractor sau nu. 100% e un infractor. Lasă, cel mai bine vin la mine după ce ieși de la muncă. Pe la ora 4 o să termin ora, o, o, orele de taxi și o să vin la dumneavoastră. Vă orez o, o zi frumoasă. Mamă, băi, și fete bă, de ciudat. Ok, deci aia n-au fost, uh, <coughs> fost răpiți sau ceva de deci genul. Pur și simplu au plecat ei de bunăvoie. Ori au plecat cu Ionel și cu Izabela, dar s-au dus pentru că s-au dus tot acolo unde stau și ei, hmm, nu știu, vă frate, eu sunt foarte multe chestii, sper să, sper să găsim legătura dintre toate lucrurile astea, pentru că sunt foarte multe semne de întrebare și eu nu pot rămâne cu atâtea semne de întrebare, frate, trebuie să fie altceva, în fine haideți să mergem să haideți să mergem la muncă să-mi iau și eu mașina și să începem orele de taximetrie și pe la ora 4 ar trebui să terminăm și să mergem înapoi la secție să vedem ce a aflat domnul polițist. Uh, Magda a Răzvan, să știți că am fost, am fost la poliție și domn polițist mi-a zis că o să-l caute pe Luca ăsta și că s-a uitat pe camerele de supraveghere și ei au plecat normal, adică n-au fost forțați de nimeni să plece sau prostii de genul. Pur și simplu oamenii au plecat și uh, s-au dus la ceva oraș la 6 ore de în fine, ideea e că probabil s-au dus după Ionel și după Izabela, dar nu se știe niciodată. Of, sper să o găsească. Tata eu mă duc la școală. Bun, păi și eu mă duc la muncă, numai bine o să ne vedem pe la ora 4. Da, pe la ora 4, băi și fete, vin acasă, după mă duc la poliție și vedem ce mai aflăm. Doamne, ajută să o găsim pe fica mea, să o găsim pe Izabela. S-a făcut ora 4, băi și fete, și eu aici mi-am lăsat ultimul client, iar acum mă voi duce acasă, fraților. Bă, să vă spun sincer, am foarte mari emoții pentru diseară, pentru că, după cum știți, diseară o să vină nenorocitul ăla să-și ia banicică, însă, desigur că nu o să-și ia banii, ci o să fie arestată de către domn polițist și sper că nu cumva să facă vreo prostie, să nu cumva, asta să spun, băi și fete, să nu o cal pe bunicuța asta, să nu cumva să încerce niște niște chestii, niște șmecherii dar n-a frăților, până la urmă nu sunt banii mei, n-ar fi trebuit să dau banii, înțeleg că e supărat, dar nu faci chestii de genul, nu intri peste lume noaptea cu pistolul în casă pentru că ai tu ceva datorie la alți oameni, nici măcar la ei. Nu că dacă ai avea datorie la ei, ai avea dreptul să faci chestia asta, dar doar zic. În fine, uite, Magdalena și Răzvan sunt acasă, mamă, după ce după asta o să mă dura domn polițist, să văd dacă a mai aflat și el ceva în legătură cu, în legătură cu cazul nostru. Uh, Magdalena, Răzvan, Magdalena, iubire, acum am venit de la, de la muncă. Băi, să știți că am foarte, foarte mari emoții pentru diseară. Cine știe ce, doamne ferește, o să se întâmple? Adică sper când, că ăla când o să vadă poliția, sper să n-aibă vreo reacție nebună, să facă vreo prostie sau ceva de genul. Adică chiar mă, chiar mă sper, este până, până la, urmă un om care a intrat peste noi la miezul nopții în casă. Adică cu un pistol. E nebun, adică nu, nu e un om normal. Mare iubire cum a fost la muncă, eu am să-ți dau cea mai, vest, cea mai ciudată veste și să mergi să-i spui și polițistului. Am primit acum o oră un mesaj pe telefon de la domnul Luca unde mi spunea că nu mai are nevoie de bani că i-a primit. Poftim! Eu nu înțeleg, asta e și mai, mamă. Deci, băieți și fete, totul e din ce în ce mai ciudat. Nu mai are nevoie de bani, i-a primit. Și ne-a urat o zi frumoasă. Poftim? Poftim? Asta e și reacția mea. Poftim? Ai primit banii? Bă, te ai auzit? Asta e bine, nu? Nu, nu e bine. De unde a primit banii? Bă, băi, și fete, ce se întâmplă, măi? eu nu înțeleg. Tata merge și spune domnului polițist. Bă, stați aici că chiar o să mă duc să vorbesc la, la poliție. Bă, frăților, nu înțeleg. Cum adică a primit banii, bro? Eu nu înțeleg. Eu, chiar nu înțeleg ce se întâmplă. Și nu înțeleg ce treabă avem noi în toată chestia asta. Deci, pe bune, mi se pare ciudat rău de tot. Acum că nu se zic domnului polițist, cine știe, poate ăsta s-a uitat în baza de date, a găsit că... Domnul că ăsta e vreun mare infractor și acum îi zic a, că nu mai face nimic, că ăsta a zis că a anulat uh, întâlnirea. Ne-a anulat întâlnirea că și-a luat banii. Bă, n-are absolut niciun sens. N-are absolut niciun sens ceea ce se întâmplă. unde e domn polițist? Oh, ia uite la acolo, bun, mai bine pot să vorbesc cu el. Um, da, o să fie o discuție destul de ciudată. Bună ziua, domnule polițist! Am venit de la muncă și urmează să vă dau o veste foarte ciudată, deși eu sunt la fel de confuz. Soția mea, acum o oră, a primit un mesaj pe telefon de la domnul Luca, da, ăla de ne-a intrat azi noapte în casă, și a spus în mesajul ăsta de pe telefon că nu o să mai vină diseară să ne viziteze pentru că și-a primit banii. Eu nu înțeleg ce înseamnă chestia asta. Cum adică și-a primit banii? Cine a dat banii? a dat banii aia? Adică n-are niciun sens. Am Marius? Da, știu asta. Pentru că am ceva să-ți spun. Dar să nu te panichezi. Domn Polițist, ce vreți să-mi spuneți? Nu-mi place când uh, o discuție începe cu te rog să nu te panichezi. Te rog frumos, mergi și cheamă pe soția ta și pe fiul tău aici, deoarece diseară o să plecăm în alt oraș. De ce? Vino aici o să-ți explic tot. Domn polițist. S-a întâmplat ceva cu Izabela? Ce se întâmplă? Haideți, băi și fete, că mă duc să iau pe, pe McDonald's și pe Răzvan că, ca să vorbească polițistul cu mine, dar de, de ce trebuie să plecăm în alt oraș? Ok, domn polițist, am venit aici cu Magdalena și cu Răzvan. Spuneți-mi odată ce aveți să-mi spuneți. Mi-a zis să nu mă panichez, dar m-am panicat. E vorba despre Izabela. De ce trebuie să plecăm în alt oraș? Deci, deci nu, nu înțeleg. Stați puțin să mă calmez. Stați puțin să mă calmez. Spuneți. Ok, mai răs, Magdalena Răzvan. Vă rog să nu vă panicați și să nu mă întrerupeți. Însă trebuie să vă spun ceva. Am găsit-o pe Izabela. Ok, păi și, păi și... De ce m-aș panica? Nu e o veste bună? Și nu doar atât, ci am arestat pe Ionel și pe părinții lui. Mam, haideți să vă spun de ce am făcut chestia asta ca să înțelegeți. Părinții lui Ionel au luat parte la niște activități ilegale, însă cu mult timp în urmă, ei s-au retras din această lume. Dar când s-au retras, aveau foarte multe datorii, extrem de multe datorii. Tocmai de aceea a venit și omul ăla aseară la voi acasă. Ok, bun, haideți că începem să aflăm niște uh, niște dastea, niște părți din poveste. Gândiți-vă că aveau datorii de aproape un milion de dolari la zeci de oameni, în general infractorii. Ei aveau la un moment dat foarte mulți bani, însă casele lor au ars, mașinile au fost distruse și toți oamenii la care aveau datorii s-au răzbunat. Da, aveau ei, mă, datorii, frate și, na, v-am zis că nu părea că au foarte mulți bani. Dar, chiar dacă oamenii ăștia s-au răzbunat, ei totuși voiau bani înapoi. Și am găsit multe mesaje de amenințare, cum că dacă până la finalul acestui an nu plătesc datoriile, și ei și fiul lor o să moară. Mamă, băieți și fete, deci oamenii ăștia chiar aveau probleme foarte, foarte mari. Dar, domn polițist, ăsta a zis că și-a primit datoria, ce au făcut rost de bani să-și plătească datoria? Părinții lui Ionel erau absolut disperați și au apelat la orice om ca să le dea banii ca să nu fie uciși. Probabil de aceea Ionel a ajuns cum a ajuns, pentru că părinții lui se ocupau cu lucruri de genul, dar asta este altă poveste. În fine, oamenii n-au făcut rost de bani. Asta până când cineva a venit la ei și s-a oferit să le plătească toate datoriile în schimbul unui serviciu. Băi, datorii de aproape un milion de dolari? Cine e ăsta, de dă un milion de dolari așa deodată? Li s-a spus că după ce fac acest serviciu, toate datoriile lor o să fie plătite. Și după cum puteți vedea, chiar au fost. Serviciul era să fugă de acasă? Adică, după ce au fugit de acasă, li s-au plătit toate datoriile. Care era serviciu, mai exact? Omul acela era doctorul Ken. Omul care a fost arestat odată cu doctor Barbă. Le-a oferit un milion de dolari ca să o răpească pe Izabela. Deoarece doctorul Ken a vrut să facă experimente pe ea. Iar acum Marius urmează să zic ceva. Bă, băia să puțină. Deci doctorul Ken și doctor Barbă 100% au evadat din închisoare, că deja a trecut de, deja mult timp și ăștia întotdeauna evadează. Păi și stai, doctorul Ken s-a întors să-i facă rău ficei mele? Iar acum Marius urmează să zic ceva, dar te rog să nu te panichezi, pentru că acum o să ne urcăm pe mașină și o să plecăm în acel oraș. Domnule polițist, ce vreți să-mi spuneți? Nu mă mai țineți atâta în suspans, vă rog eu și spuneți-mi odată. Izabela este în momentul de față la spital, într-o stare foarte, foarte gravă mai exact, este în comă! Deci, noi am reușit să-i localizăm și să intrăm peste ei. Însă fix când am intrat în apartamentul în care se ascundeau ea și Ionel și părinții lui, Ionel i-a administrat ceva substanță dubioasă care a băgat-o în comă. Oh my god! Deci, fraților, doctorul Ken, dușmanul de moarte al doctor Barbă, a plătit bani ca fica mea să fie răpită și să facă experimente pe ea? În momentul de față, ea este la spital, dar aici nu se încheie tot. Am reușit să-i arestăm la acel moment pe toți trei, și pe Ionel și pe părinții lui. Însă, într-un moment de neatenție, Ionel a scăpat, iar părinții lui ne-au spus că el are antidotul. Însă nu o să l dea pentru nimic în lume, pentru că dacă face asta, doctor Ken o să-i omoare. Și da, dacă te întrebi, acum patru zile și doctor Ken și doctor Barba au evadat din închisoare. Cum evadează ăștia nu pot să înțeleg. Haideți să mergem în celălalt oraș. Doamne ferește, băi și fete, Magdalena, ai auzit? Marius, fetița mea este în comă. Tata, Izabela o să se facă bine, nu? Mamă, băi și fete, ce facem? Mamă, ce facem? Izabela este în comă. L-am găsit pe iubitul fiicei mele, iar acesta mi-a dat o veste care m-a făcut să plâng. Domnule polițist, haideți vă rog eu frumos să plecăm odată, că deja s-a făcut întuneric bezna afară și eu nu mai pot de dorul lui Izabela. Trebuie să ajungem cât mai rapid în orașul ăla, trebuie să mergem la spital și trebuie să o văd pe fetița mea, fraților. În cazul în care nu știți, Izabela în momentul de față este în comă, băi și fete, însă nu este în comă la spitalul din orașul nostru, ci este la nu știu ce spital din nu știu ce oraș la sute de kilometri departare. Domnule un polițist, ați mai vorbit acolo, ce, ce s-a mai aflat de, de situația aici? Și când plecăm, că văd că sunt aici toate mașinile, e toată poliția, când plecăm? Da, Marius, în 5 minute plecăm, ok. Plecăm la aproximativ 600 de kilometri distanță. Mamă, cât înseamnă asta? O să ajungem de dimineață dacă nu o să existe probleme. Mergem în orașul Hamblock. Hamblock. Ok. Tocmai ce am primit un mesaj de la șeful de poliție de acolo, mai exact omul care ne-a ajutat tot timpul ăsta și ne-a ținut la curent cu situația Izabelei și cu situația familiei lui Ionel. Și ni s-a spus că Ionel a injectat-o pe Izabela cu un fel de o travă. Iar acea otravă a început să-i afecteze creierul, așa că o să intre în operație în câteva ore. Doamne ferește, fraților! Doamne, so, te rog, ajută-o pe fetița mea. Doamne, men, ce nenorocit, bro. Păi și încă nu l-a prins pe Ionel ăsta, nu l-a prins. Ionel, știți să o poveste. Ionel e iubitul ei, fostul ei iubit. Operația o să dureze și ea câteva ore. Deci cel mai probabil când o să ajungem în block. ea o să fie în operație. Vom merge prima dată la spital și după la hotel ca să ne odihnim puțin. Domnule polițiți, fără niciun fel de supărare, eu nu o să mă duc la niciun hotel. Eu o să stau acolo toată ziua. O să stau la spital lângă fetița mea. Nu o să mă duc la niciun hotel. După asta vom merge la secția de poliție de acolo ca să facem un interrogatoriu cu părinții lui Ionel. Și dacă te întrebi, da, Ionel în continuare nu a fost prins. Bă, dar unde fuge ăsta, men? Autoritățile de acolo spun că ei sunt 100% convinși că nu a ieșit din handblock, dar asta urmează să vedem. Doamne vom deci, sper să nu-i se întâmple ceva Izabelei. Magdalena, te rog eu să nu te panichezi. Știu că sună foarte nașpa că are o travă în ea și că acum o să bage în operație, dar te rog eu frumos, să nu te panichezi. Doamne Marius, fetita noastră o să intre în operație, să o ajute Dumnezeu. Nu-vine să cred că ne aflăm în situația asta și trebuie, trebuie să-l găsim pe băiatul la nenorocit, trebuie să găsim antidotul. Știți, băi și fete că. Părinții lui Ionel, ultima dată când au fost interogați, au spus că el are antidotul și că toată chestia asta e din cauza lui doctor Ken. Știți că Dr. Ken i-a plătit? Dar nu înțelegem de ce trebuie neapărat să aflăm. Și dacă doctorii nu o să poată să-i facă nimic? Și dacă această operație doar o să o stabilizeze? Nu știu, eu nu cred că o să pot să mă duc la spital. Deja mi se face rău. De fapt, o să mă duc doar ca să o văd pe fetița mea puțin și după mă duc la hotel, că deja simt cum vomit tot ce am mâncat astăzi. Magdalena, ești însărcinată, e clar că. În general, na, te simți mai prost decât de obicei, dar mai ales că acum suntem în situația, că asta este cea mai grea situație din toată viața noastră, fraților. Acum te simți și mai prost, așa că te rog frumos să te calmezi. Calmează-te că tot o să fie bine, o să ne vedem cu Izabela Bei și Fete și o să scoatem toată nebunia asta la capăt. O să mergem în Hamblock, în orașul ăla. N-am mai auzit în viața mea de orașul ăla, n-am mai fost în viața mea în el. Sper că nu este un oraș dubios. O să mergem acolo, o să o vedem pe Izabela, o să iasă din operație, o să fie bine și o să vinem acasă. Da, asta, asta o, să se, o să se întâmple și iarăși m-au apucat durerile din cauza sarcinii toate s-au abătut pe mine acum și nenorocitul ăla de doctor Ken de ce nu ne lasă în pace parcă era război cu doctor Barba nu cu noi da băi și fete se pare că ideea de a l amenința pe doctor Ken acum câteva săptămâni și să-l băgăm la închisoare n-a fost o idee bună bă eu credeam că o să nu să ne bage și pe noi în cearta asta Marius scris că fetița noastră o să fie bine 100% Magdalena, ți-am mai spus Mergem, iese din operație, o luăm Venim acasă, ne reluăm viața Nu o să se întâmple absolut nimica Fetița noastră este 100% bine Tata, mama, nu vreau să fiu Pesimist, dar dacă avea, da, dar dacă avea o travă, i-a ajuns la creiere Și nu avem niciun antidot Și dacă moare, Răzvane, în primul rând Calmează-te, că văd că te bâlbăi uh, Nu moare nimeni, nu moare nimeni, vă rog Eu nu mai spuneți chestia asta, nu mai spune și dacă pățește ceva mai grav, nu pățește nimic mai grav. Nu vreau să vă panichez, că știți cât de mult o iubesc pe Izabela. Chiar dacă mă mai cer cu ea, până la urmă e surioarea mea, dar situația nu e deloc favorabilă pentru ea. Și când zic deloc, mă refer absolut deloc. Deloc, deloc. Băi, fiți atenți, deci vă rog eu, nu vă mai panicați. Noi acum, deci o să vă zic ce o să se întâmple. Sunt Nostradamus, Nostradamus, văd în viitor. O să mergem, o să așteptăm când o să ajungem noi acolo, probabil Isabela o să fie în operație, o să o așteptăm, o să stăm toți acolo, o să o așteptăm, o să fie totul bine, o să plecăm acasă până din seară să te înapoi acasă, până din să te înapoi acasă și o să fie totul bine, nu? Da, sper că, sper că așa o să fie. Domn polițist, doamne ajută, haideți, nu știu, mai faceți pregătirile și haideți să ne băgăm o mașină și să plecăm către Hamblock sau care e treaba. Cred că o să conduc și eu o mașină de asta. Cred că e pentru prima dată în viața mea când conduc o mașină de poliție. Sper să fie, sper să fie bine. Băieți și fete, după, nu știu, între 8 și 10 ore, cred că am făcut pe drum, nici nu mai aduc aminte că în ultimele, în ultimele ore nici măcar n-am mai condus, am ajuns în Hamblock, fraților. Am ajuns la spital și fetița noastră, Isabela, este în operație. Doamne, ajută să fie totul bine vedeți că acolo sunt niște asistenți, este Izabela și domn doctor, iar domnul polițist ne așteaptă, ne așteaptă afară. Bă, să știți că orașul acesta este foarte, foarte drăguț, adică, uitați-vă, bă, e frumos rău de toți și mi s-a spus că doctor Anita... Doamna Anita, de ce aveți sânge pe dumneavoastră? O să ne zică care e situația. Ne puteți spune care, -i, care e treaba? Bună ziua! Îmi cer scuze că sunt plină de sânge, dar tocmai ce am ieșit dintr-o operație. Dumneavoastră sunteți părinții și fratele Izabelei, nu? Da, 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 noi suntem. Ok, după cum puteți vedea, în spatele meu, Isabela este în operație. A intrat acolo acum aproximativ două ore și o să mai stea încă șase. Da, este o operație de opt ore pe creier. Doamne ferește! Nu vreau să vă plictisesc cu termeni medicali, însă acea o travă care a fost administrată a băgat-o în comă, iar după putea să-i afecteze creierul, așa că am fost nevoiți să o băgăm în operație ca să scoatem o travă din ea. Am băi și fete, păi asta înseamnă, deci asta înseamnă că dacă doctorilor le reușește, uh, cum îi spune, operația, nu o să mai avem nevoie de antidot, nu? Nu o să mai fie nevoie să luăm antidotul, dar tot trebuie să-l pe pe ăla. Dar dacă le, 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 le reușește operația și scot o travă din Izabela, o să fie totul bine, nu? Dacă totul decurge bine, după ce o să terminăm operația, o să aibă timp vreo 4-12 ore să se trezească. Dacă nu, nu. Nu vreau să fiu micinoasă cu voi, dar este o operație cu o șansă de 50%! Mamă! 50% de supraviețuire și 50% de moarte? ma. Puteți aștepta aici sau vă puteți duce să vă odihniți. Nu, eu aștept aici. Ma, mamă, fraților, 50% șansă de moarte. Doamne, ferește-mă, men. Doamne, ferește-mă. Magdalena, tu ai auzit? Doamne, 50%. Fata mea are 50% șansă de supraviețuire. Nu, nu, nu mă panichez, nu e așa mare, S o să reușească, nu? Magdalena, o să reușească 100%, te rog eu. Adică nu o să pățească nimic. O să se facă bine și în curând o să mergem toți acasă. Băi și fete, până diseară. seară, toți suntem acasă. O să vedeți că o să fie totul bine. Dar dacă nu o să se facă, o să știu toată viața că este doar vina mea. Magdalena, te rog, eu nu mai fac asta. Dacă nu mă certam eu cu ea, nu... nu deci, te rog, eu nu te mai... Nu, nu mai da vina pe tine. Nu fugea cu Ionel și dacă nu fugea cu Ionel, nu ajungea în situația asta. Este doar și doar vina mea, Magdalena. Uh, nu este vina ta, pentru că după cum ai auzit și de la domn polițist, totul a fost un plan. Adică nu a fost ceva întâmplător să se întâmple chestia asta. Uh, Ionel și familia lui, și lui cu cum îi cheamă Nu, nu mai știu cum îi cheamă. Doru și Fiorica, cred, în fine. Părinții lui au fost plătiți. De către doctor Ken să facă chestia asta, asta scopul lor. n a fost o întâmplare întâmplătoare, așa deodată, nu! Au fost plătiți să facă chestia asta, nu este deloc vina ta. Tata, încerc eu să o calmez pe mama, te rog. Tu du și vorbește cu domnul polițist, întreabă ce face mai departe, da. Mamă, băi și fete, bă, orașul ăsta este foarte tare. Humble, că n-am mai zis până acum am niciodată de orașul ăsta. Uitați-l acolo pe, pe domn polițist. Uh, bună ziua! Bună ziua, uh, domnule polițist. Am vorbit cu... la spital, Izabela, în operații, n ce facem noi mai, mai departe. Marius, cum decurge operația? Totul bine? Bă, adică da, adică e de două ori în operație, o să mai stea încă 6, este operație de 8 ore, e șansă de 50% de supraviețuire. Sper să fie bine. Bun, haideți să zic ce o să facem. Eu acum o să mă duc la secția de poliție. O vezi, da? Este fix în spital. Uh, a, 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 ok, bun. A, ah, ok, bun, deci asta este secția de poliție fix lângă, fix lângă spital. Ok, o să mergeți aici, vă cu vreun polițist sau care e treaba? Uh, o să mă duc acolo ca să vorbesc cu șeful poliției și în aproximativ două ore, cred, o să-i aducă pe părințul lui Ionel aici ca să facem un interogatoriu. noi doi, să ne spună tot ce știu. Până atunci, stați aici sau dacă vreți, vă puteți duce la hotel. Sau cel puțin Magdalena, mai ales că este însărcinată, nu știu dacă poate rezista stresului. Domn, polițist, o să-i o să zic Magdalenei să se ducă la hotel. Ne-a spus dumneavoastră, deci nu mai știu, ne-a zis uh, în față, după vedem, nu știu ce, și luăm la stânga, nu? Uh, o să zic, sper să se descurce, să se ducă la hotel. Pentru că eu și poate să duce și Răzvan cu ea, dar dacă nu vrea Răzvan o să rămână și el aici. Eu și Răzvan o să rămânem aici, că na, așteptăm să se trezească Izabela din, din operație, băieți și fete. Au trecut două ore, băieți și fete, și în continuare, scumpa mea, că Izabela, este, este în operație. Mamă, sper să fie totul bine. Adică, băieți și fete, că e totul bine dacă... Adică e de patru ore în operație... Mamă, ce se ode. E de patru ore în operație și mai are încă, încă 4 ore. Uh, răzvane... Magdalena, după cum puteți vedea, a plecat la hotel. Răzvane, cred că eu o să mă duc la, la poliție, pentru că mi-a zis domn polițist să fiu acolo după două ore. Tata, cred că o să mai doreze mult până când Izabel o să iasă din operație, dar au trecut două ore. Mergi și vorbește cu domn polițist, vezi ce a mai rezolvat. Răzvane, tu stai aici, deci te rog, eu stai aici până când se trezește sora ta. Te rog, eu stai aici. Uh, dacă cumva, nu știu, te plictisești. Sună pe mama ta, adică s-a dus Magdalena fraților să se odihnească puțin la, la hotel. Sper că na, O să fie totul bine, dacă o sună răzvan să vină înapoi. Hopa, eu la acolo pe domn polițist. Hai să-l întreb care-i treaba și ce, și ce să facem. Uh, bună ziua, bună ziua domn polițist! Bună ziua domnule polițist Harry. Domn polițist, ați rezolvat ceva? Salut Marius, uite, îți fac cunoștință cu polițistul Harry. Este domn polițist șef de aici din Hamblock. Bună ziua, bună ziua, Marius. Doru și Viorica, adică părinții lui Ionel, au fost trimiși la închisoarea din Hamblock, dar a dat domn polițist niște telefoane și în aproximativ 5 minute o să ajung aici ca să intrăm într-o cameră de interogatoriu. Mamă, deci trebuie să-i întrebăm pe nenorociții ăștia fraților tot, trebuie să aflăm tot, trebuie să aflăm cum au ajuns în situația asta și cum uh, au luat legătura cu doctor Ken, ce voiau să facă, trebuie să aflăm tot. Doar ei doi, tu și eu, și o să ne spună tot ce știu, sperăm să nu ne mintă. Și pe lângă asta, domnul polițist a zis că are o, o pistă nouă și poate o să reușim astăzi să-l prindem pe Ionel. Sperăm să mai aibă antidotul la el dacă nu reușește operația. Apropo, dacă vrei, mergi și cheamă și pe Magdalena să vină și ea la interogatoriu. Bă, da chiar, mamă, fă o să -o chem și pe Magdalena. Mamă, nu știu dacă o să vrea, fraților, că cred că ea o să se emoționeze, nu știu, adică nici nu, măcar nu vreau să, că poate ăștia să ne simțiți, nu ne zic nimic, după ne enervăm, nu vreau să se enerveze. O, o să o chem, ca da, după să nu zică că n-am chemat-o uh, Dar, na, nu știu Domn polițist Te salut, Marius Harry, mă numesc încântat Încântat, domn polițist Da, poți să mergi să și pe soția ta Și numai bine După ce ieșiți voi de la interogatoriu, Mergem la vânătoare Adică au avut foarte multe, am avut foarte multe surse care mi-au spus că l-au văzut pe Ionel în oraș, dar momentan nimic nu este confirmat, așa că i-am rugat pe colegii mei să verifice niște camere de supraveghere și imediat vom primi confirmarea sau nu. ah, ok, bun, deci după ce, după ce vorbim cu părinții lui, părinții lui Ionel, da, vedem ce o să ne zică, o să mergem să-l vânăm pe nenorocitul ăla prin oraș, nenorocitul care a băgat-o pe fica mea în comă. Bun, păi fraților, haideți să iau de aici, uite, să iau bicicleta asta, că din câte câte am înțeles pot să iau bicicleta asta, gen pot să iau biciclete de unde vreau. Și hai să mergem la hotel, bun. Mamă, o să merg pe aici, pe... trebuie să am foarte mare grijă, o să merg pe aici, pe, pe margine. Trebuie să mergem la hotel, bă. Mamă, dar e miștorul de tot orașul ăsta. Cum ar fi, fraților, să mă mut în block? Mamă, cât de tare arată. Bun, dar da, stați unde e hotelul. Deci, din câte am înțeles, trebuie să mergem până aici, până când este o intersecție mai mare și după să facem stânga. Hopa! Mamă, deci e obligatoriu dreapta băi și fete, aici este obligatoriu dreapta, ce fac? Păi fiți atenți, hai că -o iau la dreapta. Bă, nu-i nimeni, hai că, hai că, mă bag la stânga și o iau pe aici, pe la stânga, nu știu. Nu, nu, stai, uite, hai că o iau pe aici, hai că sunt bicicletă, pot să iau pe unde vreau eu. Nu stânjenesc pe nimeni. Uite-l pe ăla cum stă, bun. Haideți să mergem pe aici, ar trebui să fie. Trebuie să găsim hotelul. Asta e? Ce-i ăsta? A, uite pe Magdalena, sus! Steve Street. Plața? Bă, de, de, de asta e hotel? A, uite că scrie sus! Hotel! A, ok, bun, de, bun, de, 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 asta, de, asta, este hotelul, băi și fete? Haideți să mergem, mă, uh, mă uite sus. Nu mai știu, băi și fete, cred că suntem la camera 300 și ceva, 400 și ceva. Nu, cred că suntem la 400 și ceva. Asta e camera 201, deci aici asta cu 200. Aici asta cu 300. Păi înseamnă că aici trebuie să fim asta cu 400, nu? Da, 400... Aici cred că e 402? Da, uite, hua, hu, bun uh, Magdalena Iubire uh, uh, Cum îi spune? Salut Magdalena Iubire Acum, în aproximativ 5 minute O să vină de la închisoare Părinții lui Ionel Și o să intrăm în, într-un interogatoriu cu, cu ei Vrei să vii și tu? Te-am întrebat și pe tine Nu știu, poate vrei să-i ceva Marius, nu pot, nu pot să fac asta, nu pot să-i privesc pe oamenii aia în ochi. Bă, m-am gândit eu, dar, na, am zis să fiu sigur. M-am odihnit puțin, a ieșit Izabela din operație, o să mă duc imediat la spital. Mergi tu și fă interogatoriu. Nu, n-a ieșit, mai are încă patru ore, ne rugăm la Dumnezeu, Doamne ajută băieți și fete Să o ajute și să, să fie totul bine Dacă nu, găsim a, a, antidotul Băieți și fete, adică avem două variante nu, nu suntem fără variante, știți că Cum spun eu, fraților, întotdeauna Există o rezolvare uh, și, și acum există două rezolvări Vă dați seama, dar trebuie să Îl găsim pe Ionel la Și să ne asigurăm băieți și fete Ca nu cumva nenorocitul să fie aruncat antidotul Sau ceva, de ce nu, dar nu, nu înțeleg de ce ar fi atât de Atât de nenorocit În fine a unde o luăm pe aici? Da, bun, hai să-mi iau asta, mamă, și acum să mă întorc înapoi, băi, și fete, bă, hai că o să încerc să mă întorc pe aici. Mamă, da, cât de, cât de complex e orașul ăsta. Mă pierd în ea. deci cred că trebuie să iau pe, pe aici, pe, pe față și pe la stânga, nu? Mă duc tot așa și fac stânga odată. Mă duc tot așa și fac stânga. Ok. Aici să fac stânga, nu, 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 nu cred. Uite, ce -o magazin de mobilă. Uh... Hai să... O, uite, hai să fac aici stânga, băi și fete. Hai să fac aici... A, bun, bun, ok, am ajuns. Haideți să parchez asta, să-i spun un domn polițist că Magdalena a refuzat să vină. O înțeleg, băi și fete. Adică nu, nu o să o jutec sau ceva, până la urmă este soția mea. Dar o înțeleg de ce nu vrea să vină. Oamenii ăștia sunt niște monștri absoluți și pentru ea contează acum cel mai mult din viața ei să nu se enerveze sau ceva de genul și cine știe, poate ea chiar o să fie nesimțit cu noi. Domnule polițist, am vorbit cu Magdalena, nu, nu vrea să vină. Pe păi haideți să așteptăm și să vedem când o să vină, când o să vină ea la interogatoriu. Ne aflăm în camera de interogatoriu, băi și fete. După cum puteți vedea, este o cameră de interogatoriu pe bune. După acest... După acest geam este polițistul Harry și știți cum este gen, noi nu-l vedem pe el, dar el ne vede pe noi. Doru, Viorica, în primul rând nu avem timp să vă spun ceea ce simt pentru voi, dar deci nu avem timp să vă jignesc și să vă fac în toate felurile pentru felul de oameni care sunteți. Tot ce vreau să știu este în primul rând cum ați ajuns să luați legătura cu Dr. Ken și în al doilea rând unde este fiul vostru nenorocit. Fica mea este în comă în momentul de față și stă în antidotul pe care îl are fiul vostru nenorocit. Domn polițist, spune și dumneavoastră. Doru Viorica, nu avem timp de pierdut. Nu o să stau aici să vă spun ce monștri de oameni sunteți și cum sunt șanse ca o fetiță de clasa 7 -a să moară doar și doar din cauza voastră și a fiului vostru. Dar acum e bine, o să putreziți toată viața în închisoare așa cum meritați. Haideți, spuneți-mi tot ce știți, dar absolut tot. Cum va contacta Dr. Ken? Sau l-ați contactat voi? Unde este Ionel? Știți unde este? Are antidotul? Explicați-mi absolut tot. Și doar așa ca să știți, dacă cumva omitești ceva și aflu că m-ați mințit, așa cum am reușit să vă aduc aici de la închisoare, așa o să reușesc și să vă pun pe fiecare în celulă cu un deținut nu prea prietenos. M-ați înțeles? Ați auzit? Dacă cumva aflăm că ați mințit, s-ar putea să aveți o viață mai grea la închisoare, nu? Până la urmă sunteți și în închisori diferite, tu ești la închisoarea de bărbați, tu la închisoarea de femei, așa că, na... Pe lângă că nu vă mai aveți unul pe altul, o să aveți pe altcineva să vă țină companie. Domnule polițist, stați puțin. Înțeleg că sunteți nervos și Marius îmi cer mii de scuze, dar trebuie să ne înțelegeți. Cum să vă înțeleg, Doru? Fica mea este pe patul de spital din cauza voastră. Cum să vă înțeleg? Noi am avut un trecut mai negru, nu o să intrăm în detalii și aveam foarte multe datorii. Credem că știu toată povestea, știu toată povestea, chiar a venit cineva, un domnul Luca, dacă vă aduceți aminte, a venit cineva peste noi noaptea în casă. Deci știu absolut toată povestea, nu mai trebuie să-mi spuneți nimic, știu toată povestea, spune care i treaba. Probabil s-a auzit că avem datorii și a venit acest bătrân la noi într-o seară, a intrat peste noi în casă, ne-am și speriat. A venit la noi cu o propunere. Dr. Ken, adică, ne-a spus să ne folosim de fiul nostru ca să răpim o fată. Noi nu am fi făcut asta. A, ah, da uite că ați făcut-o. Dar ne-a zis că o să ne plătească toate datoriile, lucru pe care l-a și făcut. Și ne-a spus exact care era planul, dar totul a degenerat. Planul era să fugă de acasă cu Ionel, dar Ionel trebuia să o convingă să fugă de părinții ei. Dar se pare că ea a fugit de bună voie. A, ah. Așa părinți buni sunteți. Tu îmi spui mie că nu sunt un părinte bun? Bă, vezi că fiul tu e căutat de poliție. Și da, acum Ionel a evadat. El are antidotul. Dacă nu-l găsiți pe Ionel, fata o să moară. Stai liniștit că fata a intrat în operație și o să fie bine, băi, nenorocitule. Deci, băi și fete, planul era ca... Deci, Ionel trebuia să o convingă cât mai bine pe Izabela să fugă de mine și de Magdalena, dar se pare că a convins-o într-un timp mai scurt. În fine... Ne-a și spus că asta era planul, să venim până aici și după să o injectăm cu acea o travă și să o lăsăm în locuința aia, iar după noi trebuia să plecăm, căci că de acolo se ocupa el. Adică voi ați fi răpit-o, ați fi adus-o aici și după ați fi lăsat-o acolo și v-ați fi întors la viețile voastre, vă voi sunteți niște nesimțiți? Noi am fost prinși fix în momentul în care terminam toată nebunia asta, mai bine. Dar după cum v-am spus, Ionel are un antidot și nici noi nu știm unde e are acel antidot pentru cazurile extreme, în care poate din greșeală ar fi injectat o travă în altcineva și să-l vindece. Dar la cât de nesimțiți ați fost cu noi, sper să-l fie aruncat. Noi am fost nesimțiți. Mă, băi și de băi, îmi vine să-mi dau cu capul de pereți, dar o să mă calmez. O să mă calmez că dau cu capul de toți pereții ăștia, de toți pereții îmi dau cu capul. Cum, bro, noi am fost nesimțiți? Bă, nu rușine? Noi am fost nesimțiți, doamne! nu o să-l prindeți niciodată pe fiul nostru. Poate singura variantă ar fi să vorbim noi cu el și dacă vorbim cu el, ar trebui să ieșim din închisoare. Da, doamna Viorica, chiar ne-am gândit să vă lăsăm pe dumneavoastră, să-l sunați pe fiul dumneavoastră și să-l convingeți. Că știm foarte bine că ultima dată când a spus să faceți asta... Da, să-l sunați pe fiul dumneavoastră să-l convinge să facă nu știu ce Știm foarte bine că a decurs situația perfectă Adică, uai, ce tare a fost A fost tare ultima dată, nu? Nenorociților Poate așa o să ne recuperăm amândoi copiii, Marius, ce spui? Sau rămânem așa, noi în închisoare de parte de copilul nostru și fata ta în spital de parte de părinții ei. Mamă, nu că și sunt prea ne simțiți. Domn polițist, nu avem ce să facem de la ei. Trimiteți înapoi la închisoare. Oameni ce nenorociți. Domn polițist Harry, ați văzut situația? Ați auzit? Da, Marius, am observat. Asta ne-au spus și nouă. Nu avem nimic mai mult de luat de la ei, așa că o să-i trimit la închisoare. Trimiteți-i, mamă, cine ne înrociți. Dar o să știți că m-au sunat colegii mei și mi-au confirmat că ăla este Ionel. Și acum vom merge să-l arestăm. Haideți, mă! De fapt, va trebui să ne împărțim. Să ne împărțim? Haideți jos să vă explic planul. Ok, se pare că e un plan. Haide că vreau să-l aud. Uh, ok, frați și surori, am coborât aici jos și după cum puteți vedea, sunt mai mulți polițiști și din câte am înțeles de la polițistul Harry, va trebui să mergem, nu știu, să ne împărțim în mai multe locuri ca să-l găsim pe Ionel. Domn polițist, cum funcționează planul ăsta? Că nu, că nu înțeleg. Bun, am chemat pe toată lumea aici, deoarece acum 15 minute o cameră de supraveghere l-a văzut pe Ionel. Mamă, păi în oraș, mamă, trebuie să-l prindem. Ideea este că băiatul ăsta nu are un plan, ci el pur și simplu fuge de poliție și încearcă să se ascundă. Aha. Așa că trebuie să ne împrăștiem în tot orașul, ca să-l prindem cât mai rapid și să facem rost de antidot. Mamă, mamă, să-i dita mai orașul, băi, și vedea, o să fie complicat. Am aici șase cărți cu locații și trebuie să ne împărțim în patru echipe. Deci eu deja am patru echipe, așa că tu, Marius, cu domn polițist, va trebui să mergeți pe com propriu. Nici o problemă, nicio... nu, nu mi-e frică, nu, trebuie să-l prindem pe nenorocitul ăsta, băieți și fete. Nu mai scapă de data asta. Dacă cumva îl vedeți, nu vă apropiați, ci sunați la poliție. Deci luați cartea cu locații, în fiecare carte sunt două locații și mergeți acolo să inspectați, o să vă dau la fiecare o mașină de poliție. Marius, ia tu cartea 6 și domn polițist, luați cartea 5, cartea 6, locații 6, ia. Deci eu trebuie să mă duc la aeroportul Hamblock, păi da, să-mi să explicați domn polițist cum ajung aici, că eu nu știu locul. Deci la aeroport și la carturi Hamblock. Ok, bun. Domn polițist, sunteți pregătit? Marius, sigur nu vrei să mergem împreună la locații? Nu. nu, 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 că așa după ne ia prea mult timp Trebuie să fim cât mai, cât mai rapizi Și dacă e armat și dacă vrea să ne facă rău Nu că ne-a zis domnul polițist, să-l vedem Nu ne apropiem, nu, nu, nu ne luăm cu el la bătaie Când îl vedem, deci oricine Orice echipă care îl vede Ne stăm la distanță de el, sunăm la poliție Să vedem tot să-l arestăm Lăsați băi și fete că acum îl prindem noi pe nenorocitul ăsta Bun, fraților, am plecat în căutare, deci mi-au explicat ăștia care-i treaba, din câte am înțeles, trebuie să mă duc în față, tot în față, tot în față, vedeți că am această mașină de poliție, ca să ajung la aeroport și după, dacă nu-l găsesc la aeroport, mă duc la carturi, care carturile sunt în spate, în carturile din Hamblock și dacă nu-l găsesc nici acolo, aștept să sune cineva, că trebuie să-l găsim, fraților, că ne-am ne, -am, ne -am dus pe tot orașul, ești nebun? N-are cum. Înseamnă că a plecat din oraș și n-avea cum să, să fi plecat. Deci trebuie să mergem doar în față, băi și fete. Mamă, stai că aici e obligatorul dreapta. Păi hai că o luăm la dreapta. O luăm așa și aici o luăm la stânga, băi și fete, nu? Putem să o luăm la stânga? ai ia aici ce? Mamă, stai, stai puțin că aici nu, nu intrăm bine. Bă, asta e puțin că până la urmă suntem și frate. Hai că putem să mergem unde vrem noi. Trebuie să ajungem la aeroport. Hopa, hopa, cred că am ajuns. Cred că am ajuns, nu? Ok, să am niște grijă. Da, 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 cred că aici e. Da, ia uite. Ia uite că mai e și mai multă poliție aici. Bun. Haideți să vedem, frații Deci ne oprim la aeroport. M-am că s-a întâmplat ceva. Uh, haideți să vedem dacă îl găsim pe aici, pe undeva, fraților. Hmm, Nu-i nimeni aici. Uite, mai puțin ăla. Hmm, uite, poarta de îmbarcare 1, 2. Mergem pe aici, fraților. A oprit totul, băi și fete. Au oprit totul că ăsta e un nenorocit menici de mod trebuie să oprim tot orașul ca să ca să fim siguri că toată lumea este în siguranță. Eu știu să mergem pe aici. Bă, am mă frate, mă las să plec. Unde mă duc fați eu jos la jos pe pe aia de aeroport. Trebuie să mă duc acolo, îți nebune aparat. Aici ce e? Staff only. Bă, nu cred că e aici la staff only. Bă, nu i vă numele, trebuie să i văd numele, băi, fete. Ok, totul e bine aici, bun. Hmm. nu cred, băi, fete, că e pe aici pe undeva. Mm -hmm. Bă, eu nu cred. Moi pe aici. Hmm. Uite avionul ăsta. Ok. Bă, nu cred că e pe aici. ziceți ce să vă spun? Sau dacă ea a fugit. Dar dacă a fugit, s-a dus în alt loc, bro. S-a dus în alt loc unde poate să-l prinde altcineva. Da, mamă, deci la aeroport nu e. Trebuie să mergem la carturi, băi și fete, acum înapoi. Hmm. Ia să vedem dacă putem să... Să fentăm sistemul. Să o luăm pe aici mai rapid. A? Am putea? Sau? A, da! Da, uitați-vă. Era bariera asta deschisă. Da, da, am căutat peste tot. Bun. Uite, ATM. Ia ce asta face la ATM? O, ce mișto. Ok. Bun. Haideți să, haideți să luăm mașina de poliție și să mergem mai departe. Adică trebuie să mă întorc acum, să mă duc la carturi. Trebuie să-l găsesc acolo. Dacă nu e nici acolo, o să... O să aștept un... Stai, pe unde să o iau? Pe aici? Nu, 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 pe aici o iau. Ar trebui să aștept, fraților, un semnal de la ceilalți polițiști. De la ceilalți polițiști să vedem dacă o să-l găsim sau nu. No. Bun. Mamă, să scă... Oh my god, dar pe unde o iau? Pe aici, bro? Uite, bă, că e plin de poliți în orașul ăsta. Toată lumea îl caută pe nenorocitul ăla. Hai că o iau pe aici, pe la stânga, băieți și fete, și mă duc tot în față. Acum trebuia, trebuia, să mă duc în spate. Hai că îl depășesc pe ăsta. Merg frumos. Unde este a, uite, cred că aici... Uite, aici este spitalul. Și acum trebuie să o luăm, fraților, la dreapta aici, nu? Cam așa ar trebui să mergem. Cam asta trebuie să fie schema. Și aici trebuie să fie... A, uite, aici cred că sunt. Aha. Bun. Bun, bun, bun. de aici nu de carturi. Ba, de carturi eu uitați-vă. Bun. Mamă, și aici a fost văzut. Bă, ăsta a fugit prin tot orașul, bro. Mamă, face bă, voi vedeți? Ești nebun? Hopa! Băi, vede. Bă, ăsta oh! e, e, canalizare, bă! Sau? <cătă> bă, voi îl vedeți? Bă, nenorocitul ăsta e aici, uite-l! Uite-l, mă, pe Ionel, l-am prins! <cătă> Mamă, l-am prins, băi, Da, dar cum a ajuns acolo, bro? E acolo, e sub noi, dar cum a ajuns acolo? Băi, asta e. Băi, eu pur și simplu nu leg, băi, și vede. Cum a ajuns ăsta acolo? Mamă, e... Bă! Bă, pe aici iară nu... Pe aici, pe undeva, ia, aici arată să în stânga, dar în stânga nu-i nimica, bro. Pe unde ai ajuns? Oh my god! Bă, uite și pe ăsta. Bro! Mamă, frate, asta! e ceva tunel sau nu? nu? Mamă, uite-l! Mamă, băi, și fete sun la poliție. Bă, asta e ceva tunel sau nu? Nu-mi explic. E vreun tunel de-asta de subă! Mamă, uite-l pe stai aici ascuns Mamă, l-am prins L-am prins, băieți și fete În, în, în final l-am prins Mamă, haideți că Haideți că o să sună la poliție Să vină să-l aresteze Și după lăsați că vorbim noi cu el A venit toată poliția, băieți și fete Și l-au percheziționat pe ăsta Și nu știu dacă eu găsit antidotul sau nu Uitați-vă la el Mă bă, un puștan de clasa 7 a, a ajuns pe mine să mă ducă Până în Hamblock. Orașul Hamblog, n-am auzit în viața mea de orașul ăsta. Doamne, ce nenorocit. Marius, ai avut un noroc imens că nu a avut pistol sau ceva de genul. Cum ai avut tu pe să te bași cu el în tunel? Haideți, domn polițist. E vorba de fica mea până la urmă. Și pe eram pe acolo, deci v-am explicat, eram pe acolo și am observat că ăsta e sub pământ. Erau, băi, ce faci ăsta? E sub pământ, e cârtiță. Nu, înseamnă că 100% e vreun tunel sau ceva și am căutat pe aici și am dat de loc cu ăla. Doamne, ce norocit. În fine, văd că poliția îl perchiziționează, Sper că au găsit antidotul. Nenorocitule Domn polițist, ați găsit ceva? Marius, avem, avem o veste proastă Nu are antidotul la el Mh! Las că e bine că măcar l-am prins Ne-am uitat bine și în tunel și nu l-am văzut pe undeva Ori l-a spart, ori l-a ascuns undeva Haide să mergem la secție să-l interogăm Sau dacă vrei, mai uite-te și tu în tunel Bă, nenorocitule, unde e, unde e antidotul? Am spart antidotul, aia e, Izabela o să moară, Izabela e în operație, nu o să moară nimeni. Ia stai băi și fete, să mă mai ui și eu pe aici mm. Bă, dar aici nici măcar nu pot să-ți dai seama, bro, că toate... Dar asta unde duce, frate, că eu nu înțeleg unde duce. Uite, vedeți aici sunt toate mucegaiurile astea. Bă, mă, dar unde duce ăsta aici, nebun? Toate mucegaiurile alea. Nici măcar nu vreau să știu unde duce ceva, nici măcar nu vreau să știu. Da, nu pot să-ți dai seama, în fine. Haideți să mergem la secție, băieți și fete, și să le interogăm puțin. Poate, o să scui pe acolo totul, poate o să ne dea mai, mai multe detalii. Nu știu, sperăm să fie totul bine. S-a făcut seara, băieți și fete. Îl interogăm pe nenorocitul ăsta de Ionel. Și degeaba îl interogăm că nu vrea să zică nimica. Ne-a zis că a spart antidotul și că nu o să mai găsim niciunde. Eu nu știu ce să zic, fraților, dar... Singurul lucru pe care îl știu este că Izabela a ieșit din operație, băieți și fete a ieșit din operație, operația din câte am înțeles a fost uh, un succes, dar încă nu s-a trezit, trebuie să se trezească. Avem, nu știu, mai mult timp în care trebuie să se trezească. Nu știu, mamă, băi, și fete, deci, bă, mă simt atât de nașpa, adică, bă, puteam să găsim antidotul și puteam acum să-i dăm lui Izabela antidotul și acum Izabela să fie bine și noi să fim acasă, așa putea să se întâmple. Să fim acasă de dimineață, că avem motorul de mers. Dar zic așa, soamne, bro, doamnelor polițiști, se pare că nu vrea să zică nimic, a trimiteți-l la închisoare pe nenorocitul ăsta. Marius îmi pare foarte rău. El tot zice că a spart antidotul și că l-a aruncat în mare. Cred că zice adevărul. Bă, nu știu, nici nu o să știm și nici măcar nu mai contează. Domn polițist, Marius mergi în, în, la spital să vezi dacă s-a trezit Izabela din operație. Poate, poate s-a trezit. A fost scoasă din operație, dar nu știu dacă s-a trezit băi și fete. Uite ce fac ăștia la muncă, se uită pe YouTube. Doamne, bro nu știu, băi, și fete, măcar să mă duc acolo cu Magdalena și cu Răzvan să așteptăm, nu știu, o să stau acolo până dimineața, băi, și fete, să văd când o să se trezească, când să se trezească fetița mea. Sta acolo, stați că vă arăt cum, cum, stă pe pat. Doamne, ferește, uite pe Magdalena și pe, și pe Răzvan. S-a trezit, băi, și fete! S-a trezit Isabela! Magdalena, iubire, de, de ce nu mai sunat, Razvan? Isabela! Mario s-a trezit, știu, știu, dar da, da, ce faci, bă? De ce nu m-a sunat? De, de ce nu sunteți fericiți? Dar tata, stai, stai, Isabela, ce faci? Izabela, vorbește cu mine, ce faci? Oameni, fraților, Magdalena, iubire, de ce nu mai ai sunat? Băi, nu ți-am zis azi dimineață? Nu v-am zis azi dimineață, băi și fete, că o să vedem aici, o să se trezească Izabela și, na, trebuia să fim acum acasă. Dar, în o să fim de dimineața acasă. Haide, Izabela, scumpă, bă, trebuie să vorbesc cu doctorul, trebuie să vorbesc cu doctorul, să vedem cât că, na, bănesc că nu putem să o luăm acum, mai ales după operație, chiar dacă operația a fost un succes, trebuie să o mai lăsăm puțin, puțin în pat. Marius, operația a decurs perfect, dar Izabela... Și, și, și a pierdut memoria nu ne mai recunoaște, poftim? O să găsim o rezolvare, tata. Poftim? Cum adică nu ne mai recunoaște? Izabela! Cine sunteți? Oh my god! Mamă, băi și fete, ce ne facem? Izabela așa și și-a pierdut memoria. Fica noastră Izabela și-a pierdut memoria, iar doctorii ne-au spus că nu există niciun tratament. Mi-e pur și simplu, nu vine să cred că s-a întâmplat asta. Adică, fetița mea Izabela și-a pierdut memoria? Fetița mea Izabela nu mă mai recunoaște pe mine? Nu, n-are cum, refuz să cred. E glumă. Izabela, nu-ți mai aduci aminte de mine? Sunt tatăl tău, Marius. El e Răzvan, e fratele tău. Magdalena, soția mea, e mama ta. Magdalena te-a născut, băi, nu mai, nu mai fac acolo cu ambulanța. Nu-ți mai aduce aminte de noi, suntem familia ta. Nu-ți mai aduce aminte că ai fugit de acasă acum câteva zile. Te-ai dus cu iubitul tău, Ionel, măcar de fraierul ăla să mai aduce aminte, măcar să-ți să aduce aminte ceva. Isabela, tatăl meu, familia mea, nu v-am văzut niciodată în viața mea, Doamne ferește. Unde sunt ce sunt pereții Doamne ferește, băi, și fete, ce ne facem? Isabela și-a pierdut memoria Fica noastră și-a pierdut memoria Ce facem, bro? Cum îi... Cum îi băgăm memoria la loc? Cum facem asta, men? Doamne, ferește! Mamă, 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 ce ne facem? Răzvane, Magdalena, ce ne facem? Tata nu are rost să încerci De aproximativ o oră tot încercăm să explicăm Cine suntem și nu ne crede Și pur și simplu ne spune că nu-și aduce aminte Ma. Faceți și-a pierdut memoria de tot? Nu, nu se mai poate face nimica? Cred că va trebui să ne obișnuim cu ea așa Nu, n-are cum Bro, cum adică și-a pierdut memoria? E imposibil Dar tata, eu nu înțeleg o chestie Înțeleg că au făcut o operație pe creier Dar cum s-a ajuns să-și pierde memoria? Știu că memoria în general se pierde Când creierul este foarte afectat Păi, probabil a fost foarte afectat Dar lasă asta, mi și-a pierdut memoria Păi, și fete cu... Ce facem? O travă aia a fost așa de puternică? Se pare că da Păi tata antidotul A spus că l-a prins pe Ionel A avut antidotul la el Dacă nu l-a avut 100% ascunde undeva Păi da fix asta voiam să vă zic Că fix acum veneam de la poliție Dacă n-am aflat Vestea asta am, am picat jos uh, L-am găsit pe Ionel L-am arestat Însă zice că a aruncat antidotul Nu avem niciun antidot Păi și fete doamne Și, și ce mai contează antidotul bro Adică Bănuiesc că antidotul Nu mai scotea o travă din corp Adică uh, Damage-ul deja a fost făcut Deja și-a pierdut memoria, doamne men Fetița mea nu mă mai recunoaște Băi, băi Magdalena, ce facem? Marius nu vine să cred că fetița noastră nu-și mai aduce aminte cine suntem Și dacă nu o să-și aducă aminte niciodată Bă, bă, trebuie să există o rezolvare Dar da, da, ce trebuie să facem? Adică ați vorbit cu doctori, ați vorbit cu cineva Trebuie să există o rezolvare, men, e imposibil E imposibil să rămânem așa, nu, e imposibil toate amintirile frumoase împreună, toate chestiile pe care am învățat-o, toate chestiile pe care le-am învățat de la școală, cu ce, ce, ce o să se întâmple cu ele. Și la școală va trebui să facă din nou clasa întâi. Dar chiar, mamă, băi, și fete! Dacă ți-ai pierdut memoria, ce faci? Revin clasa întâi sau ce? dacă o întrebi acum, îți dai seama că nu știi dacă nu ne mai cunoaște nici pe noi. Doamne, men! Marius merge la domn polițist și roagă să facă rost de antidotul ăla. Dar nu știu, Magdalena, adică... Au zis ăla că l -a aruncat, n-avem de unde să facem rost de el roagă să facă orice îi stă în putință ca să găsească antidotul și ca fetița noastră să-și revină la normal, că eu pur și simplu nu mai rezist. Mi-a spus doamna doctorița Anita că în 10 minute o să vină să vorbească cu noi, să ne explice situația. Este un șoc și pentru ei ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat asta în operație. Bun, hai că mă duc la secție și în 10 minute vine, vine înapoi ca să vorbim cu doctor. Bă, și fete, trebuie să există o modalitate. E imposibil, man. E imposibil trebuie să, nu știu, oare ar ajuta să o ducem la noi acasă? Adică acum suntem în... adică așa am văzut și eu din filme, nu zic că e o prostie sau nu. Gen, să o ducem pe Izabela în locurile în care a copilărit. Adică la noi la școală, la noi în oraș, în parcul de la noi din oraș. Să o ducem să se întâlnească cu prietenii ei, să meargă la ea la școală. Adică, credeți că asta ar ajuta o doamne, nici măcar nu știu, mamă, deci mă doare... Mă doare capul, mă doare tot. Doamne, ferește-mă, lăsați o să vorbesc eu cu, o să vorbesc eu cu, cu doamna doctor, dar asta să mă duc acum la domn polițist, să-i zic să, să vorbească cu fraierul ăla, cu Ionel. Mamă, unde e la? nu spune că l-o trimis deja la închisoare, bro. Bă, frate, trebuie să găsim antidotul ăla, deci nu mă interesează. Trebuie să-l găsim ca fetița mea să se facă bine, bro. E imposibil, man. E imposibil să se întâmple asta. Uh, domnul domn polițist? Domn polițist, Harry, ce s-a întâmplat? A plecat la deja... Domn polițist... Izabela a ieșit din, din operație și și-a pierdut memoria. Și-a pierdut memoria, nu ne mai recunoaște pe noi. Am înțeles că acum o să vorbim cu doamna, doamna Anita, do doctor Anita este acolo o, o doctoriță, însă mai avea nevoie de antidot. N-ați mai aflat nimic de antidotul ăla, într-adevăr l-a aruncat. Ce-a făcut nenorocitul ăsta cu antidotul? Doamne ferește, mă. Poftim și-a pierdut memoria, exact nu, nu, nu ne mai recunoaște. M-am dus la ea, mi-a zis că nu mă recunoaște nici pe mine, nici pe Maica sa nici pe răzvanul, nu, nu recunoaște pe absolut nimeni. Doamne, și acum ce o să facă? Există modalități prin care și-o poate recupera? Bă, nu știu, asta am încercat să vorbim cu... O să încercăm să vorbim acum cu doamna doctor, dar... Din câte știu eu, cred că cea mai bună modalitate ar fi să mergem în locurile familiare, sau nu știu, poate au ei vreo pastilă, vreo operație, vreo ceva... Marius, avem o veste proastă. Nu mai putem să facem rost de antidot, mamă. L-am păcălit pe Ionel și am zis că nu-l trimitem la închisoare dacă ne spune locul în care l-a spart și ni l-a spus. L-a aruncat într-un gunoi și ăsta s-a spart și a curs peste tot. Nu mai are niciun efect. Dar desigur că l-am trimis la închisoare acum. O să putrezească acolo cu părinții lui, mamă, băieți și fete și noi ce facem cu Izabela. Singura variantă pe care o mai avea ar fi să dăm de Dr. Ken. Să dăm de el și să-l oblicăm să ne facă un antidot. Ma. Păi până dăm de el frate, dar a fugit deja din închisoare. Cine mai găsește pe doctor Barbar trebuie să-l apelăm, vă și fete. Dar eu n-am nici măcar un număr de telefon pentru doctor Barbar. N-am nimic. Habar n-am cum să fac rost de el. Habar n-am cum să-l apelez. Nu știu nimic. Marius, calmează-te. Cred că o să fie bine. Adică spitalul ăsta are niște doctori foarte buni. Există modalități prin care fica ta poate recupera memoria sau cel puțin o parte din ea. Ai vorbit cu doctorii, nu știu, domn polițist, sper să ziceți bine. Haideți că o să mă duc acum să vorbesc cu doctorii. Bă, bă și fete, mi-a plăcut atât de mult orașul ăsta Hamblo, deci mi se pare atât de frumos orașul, dar la ce s-a întâmplat în el, nu știu, îl consider un oraș de-a dreptul, de dreptul blestemat. Ok, frașii și surori, i-am trimis pe Răzvan și pe Izabela, adică i-am zis lui Răzvan să o ducă pe Izabela până la hotel. S-au dus acolo să se, să se odihnească și noi acum am venit să vorbim cu doamna doctor. Doamna doctor, vă văd așa dezamăgită. Există vreun antidot, ceva pentru ceea ce s-a întâmplat? Vă rog eu frumos. Marius Magdalena îmi pare foarte rău pentru ceea ce i s-a întâmplat Izabelei. Vă spun sincer că noi ne așteptam să existe anumite efecte adverse și complicații, dar asta nu era pe listă. Atunci, ce facem? Adică trebuie să existe un motiv pentru care și-a pierdut memoria, nu? Era mai probabil să moară în operație decât să-și pierde memoria. Deci vă spun sincer că nu înțeleg ceea ce s-a întâmplat, dar avem un plan. O să stau toată noaptea cu colegii mei să analizăm operația, ca să aflăm ce s-a întâmplat mai exact, de ce și-a pierdut memoria, iar când o să aflăm, o să știm dacă se poate rezolva prin tratament sau nu. Dar până atunci, avem alte trei variante. Hai să vedem. În primul rând, mergeți la hotel și odihniți-vă. S-ar putea să fie doar un șoc și ea, de fapt, să nu-și fi pierdut memoria. Uh, doamna doctor, am trimis-o la hotel cu, cu fratele cu fratele ei mai mic. Nu știu, asta ar fi foarte bine. Dar nu a dormit o tonă, n-a fost în comă, broi, e obosită. Adică, pe bune, asta nu știu ce să zic. În al doilea rând, dacă nu merge prima variantă, veniți după la spital să-i dăm niște pastile. Să vedem mâine de dimineață la spital. Și dacă nu merge nici asta, o să trimite, o să o trimite la un doctor specializat în chestia asta. Astea sunt singurele variante, dar eu zic să mergeți să vă odihniți și vorbim mâine. Bun, deci băieți și fete avem trei variante. Odihna, pastilele sau doctorul specializat. Trebuie să iasă una, mă, frate. Trebuie cumva să își uh, uh, recapete memoria, nu? Sunt trei variante până la urmă. Doamna doctor nu cred că e doar obosită, adică dacă ați fi văzut-o prin salon, era foarte activă, sărea în sus, era extrem de activă, parcă n-am văzut-o niciodată așa. Vă rog eu să găsiți rezolvarea, că trebuie să plecăm cât mai rapid de aici, Stoțul meu și-a luat liber de la muncă și dacă mai stăm mult o să-și piardă jobul. Bă, fraților, din nefericire, uh, mi-a zis domn polițist că mâine seară, adică nu sunt 100% sigur, o să vorbesc cu el să văd dacă așa e, însă mâine seară ar trebui să plecăm de aici. Mamă mea, până mâine seara trebuie să facem ceva. Doamne, sperăm să fie totul bine, Doamne ajută, sperăm ca fetița noastră să-și recapete memoria. Nici nu vreau să mă gândesc cum o să arate viața noastră dacă nu o să o facă, Doamne ferește. Bun, Magdalena, haide să mergem și noi la hotel, să mergem să ne odihnim. Avem acolo Dita mai patu, azi o să faci ochii okay, un singur pat acolo, dormim toți, că mai patu, dormim toți patru în patru, ăla, nu avem ce să facem. Și de dimineață vedem dacă s-au îmbunătățit niște chestii. Bună dimineața, frați și surori! Abia ce m-am trezit, băi, și să știți că am dormit destul de bine. Adică patul ăsta am dormit toți patru. În patul ăsta este un pat absolut gigantic. Da să știți că ne-a ținut bine. Izabela! Izabela, scumpo, îți aduce aminte cine suntem? Acum îți aduce aminte? Mă speriați, ok, am înțeles că mi am pierdut memoria, că tot îmi spuneți asta. Dar voi chiar sunteți părinții mei, nu mi-am nimic. Am, nu-și amintește nimic. Băi, și vedeți, zici că vorbim cu un, cu, un străin. Magdalena, ce facem, iubire? Doamne, fetița mea nu o să se facă bine, ba dar o să se facă. Marius o să ies la o mică plimbare, de 10 minute cu Izabela și Răzvan, poate ajută și asta. Tu mergi la spital și întreabă pe doctoriță dacă a mai aflat ceva. Și după venim și noi ca să încercăm celelalte variante de tratament. În 10 minute să fiți la spital. O să se facă bine, credeți-mă, am făcut o rugăciune pentru ea. Doamne ajută, băi și fete. Bun, haideți să mergem la, uh, la, spital, să mergem la, la, doamna doctora Anita să ne zică care-i treaba. Și pe lângă asta, băi și fete, dacă nu, dacă nu a aflat care a fost cauza, dar ați văzut și fete că ne-a zis că erau șanse mai mari să moară decât să-și piardă memoria. Adică e o chestie super ciudată ce s-a întâmplat. Bănesc că o să afle până la urmă care a fost ideea și care a fost greșeala medicală sau nu neapărat greșeala. Dar ce a cauzat asta? Mamă, păi și eu ce fac și fete, cum mă duc la... Cum mă duc la, la, spital? Asta nu mai există tot asta cu biciclete? Trebuie să găsesc o de, de unde să-mi iau, de unde să iau biciclete. Sau hai să iau mașina aia Nu cred că mă vede nimeni, nu? Uite acolo un polițist, dar de unde știe polițistul că nu e mașina mea? Nu știe Hai că iau mașina asta, băieți și fete, este până la pentru un scop nobil Da, e ca să Îmi salvez fetița Și haideți să mergem la La spital uh, Și dacă n-au găsit chestia asta, măcar nu știu să-mi zică De să-mi zic de pastile aia, zic că o să cerge, o să, cer dea ceva pastile, după o să ne trimite la un doctor specializat, se pare că prima variantă nu prea a funcționat aia cu somnul. Ok, hai să parcăm, mamă, unde parcăm aici, băi și fete? Putem să parcăm aici, uite, hai că parcăm aici, că nu stă mult. Ok, hai să mergem. uite acolo, doctor Anita sus, hai să mergem acolo sus, cât de rapid putem. Doamne, sper că a aflat ceva. Ah! Uite și pe dom' polițist, mergem după și la el să vedem care-i treaba. Bună dimineața, bună dimineața, domn doctor, doamna doctor Anita. Ne puteți spune, ați aflat ceva? Bună dimineața, Marius. Chiar mă gândeam când o să vii. Magdalena și copiii unde sunt? Sunt la o plimbare, în maxim 10 minute o să vină și ei. Spuneți-mi. Din păcate, încă nu am aflat care a fost cauza, să știți că, nu, în continuare, Izabela nu se nu aduce aminte. Dar credem că astăzi o să o facem, pentru că am început să ne dăm seama de niște lucruri care s-au întâmplat în operație. Vin aici cu Izabela să-i dau niște pastile și dacă nici alea nu au efect, o să vă trimit la un doctor specializat în asta. Bun. Acum încercarea încercat băi și fete, pastile. Dacă nici de la pastile, mamă, mamă, băi și fete. După un doctor, dar ce, ce, ce doctor? Un doctor specializat să te facă să-ți aduce aminte trecutul? Stați să văd ce face și și domn polițist. Uh, bună dimineața. Ia uite că stă la vorbă cu asta. Bună dimineața, domn polițist. Uh, ce mai faceți? Să știți că Izabela în continuare este este praf, adică nu se duce absolut, nu se duce aminte nimica Dar acum o să încercăm să facem ceva cu doamna doctor Anita, o să încercăm să facem ceva ca să o facem să-și aducă aminte. Am încercat să se odihnească, o să încercăm pastile, o să încercăm un doctor specializat. Neața mară, ce ai mai întrebat cu Izabela? Apropo, trebuie să spun ceva. Noi, din seară, trebuie să ne întoarcem în oraș. Și eu și ceilalți polițiști. Vorbește cu doctorii să vedeți ce puteți să faceți, că știu că o să vă fie foarte complicat să vă întoarceți înapoi. Dar chiar nu există nicio rezolvare. Bă, și fete, dacă chestiile astea nu merg, eu zic că, diseară să plecăm din oraș. Că singura variantă ar fi să... Uh, o, o, aducem pe Izabela în locurile în care a copilărit, în locurile în care ce a făcut cele mai multe amintiri, adică nu mai văd altă variantă. Dacă nu merge nici asta cu pastilele și nici asta cu doctorul specializat, pur și simplu nu mai avem nicio șansă și eu, adică nu zic că mă dau bătut, dar mai bine, nu știu, nu avem nicio șansă. Cam asta, cam asta e concluzia. În fine, haideți să iau mașina asta și să plec de aici și să mă duc să iau pe Răzvan, Izabela și Magdalena și să vedem dacă o să rezolvăm ceva cu acele pastile sau nu. Ok, băieți și fete, doamna doctor tocmai ce a dat pastila Izabelei și am înțeles că în 10 secunde a trebuit să-și facă efectul. A trebuit să-și dea seama de niște chestii. Izabela, îți aduce aminte cine suntem? Nu vă cunosc. De ce mi-ați dat pastila asta? Doamna, doctor, m-am asta cu pastila, nu merge. Mamă, men, ce ne facem, băi și fete? Ok, se pare că nici pastila nu funcționează, bun. Acum, haideți să vă spun ce aveți de făcut. Mergeți pe strada Nufăr numărul 14, Nufăr numărul 14, Nufăr numărul 14, Nufăr numărul 14, la doctor Mario, care este specializat pe cazuri de genul. Mergeți acolo și vă prezentați, spuneți că sunteți Mario și Magdalena și după nu mai trebuie să explicați situația, că deja l-am anunțat eu despre ce este vorba. El o să vorbească vreo oră cu fica dumneavoastră și o să găsească ceea ce este în neregulă cu ea. După ne vă întoarceți la spital și ne spuneți rezultatul. Mamă, sper ca doctor Mario ăsta să fie expert, băi și fete. Sper să facă ceva, men. Doamne, și dacă nu o să se facă bine niciodată, Magdalena nu mai vorbi așa, o să se facă bine. Hai să mergem acum, hai să mergem la doctorul ăsta. Ok, fraților, am ajuns aici pe strada Nufer numărul 14. Am ajuns, bă, cred că asta este o școală, gen, adică... Cred că am ajuns la școală și nu știu, ăsta e un psiholog, doctor, habar nu am. Domnule Mario, numele meu este Marius, ea este Magdalena și suntem părinții Izabelei, mi-a zis doamna doctor Anita de la spital că v-a spus care este treaba. Mai pe scurt, fetița noastră și-a pierdut memoria după o operație pe creier, nu știu ce, însă ci că nimeni nu se aștepta să-și o piardă. Adică ne-a zis doamna doctor că erau șanse mai mari să moară decât să-și piardă memoria. Adică este ceva foarte, foarte ciudat la mijloc și vrem să aflăm care-i treaba. Stați liniștiți, domnilor Iancu, știu care este cazul dumneavoastră. Chemați-o, vă rog, pe Isabela înăuntru, în o oră de discuție o să găsim o soluție. Sper, adică dumneavoastră păreți profesionist, sperăm. Vă rugăm să o ajutați. Răzvane? Tata Izabela o să se facă bine, sperăm. Izabela, mergi înăuntru și vorbește cu, cu omul ăsta. Ce trebuie să fac? Mergi înăuntru, vorbește cu omul ăsta, probabil o să spună niște întrebări. Ți-am zis, nu te mint, noi suntem părinții tăi, el este fratele tău și tu trebuie să-ți, nu știu, să-ți reiei memoria, adică să-ți aduci aminte de, de niște lucruri. Du-te și, du și vorbește cu el. Mama băieți și fete, a trecut o oră jumătate, frate, a trecut o oră jumătate și domn doctor Mario nu mai termină cu, cu Izabela, bă, până la urmă, fraților, asta aici și 100 de ore, numai să joc că se face, că se face bine, dar, na, poate nu face niciun progres, să mă duc să-l întreb, a trecut deja o oră jumătate, că mai trebuie să așteptăm. Tata, am o presimțire proastă, lăsați că mă duc. Uh, salut, Izabela, domn doctor Mario, ce, 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 ați rezolvat? Eu nu înțeleg ce vreți să-mi aduc aminte. Nu am ce să-mi amintez, nu știu nimic. Dom domn doctor, ați, ați rezolvat ceva. Domnule Iancu, nu vreau să vă sperii, însă eu în viața mea n-am mai văzut un caz așa de complicat. Bă, la norocul meu normal. În general, oamenii își pierd între 10% și 50% din memorie, dar fetița dumneavoastră și-a pierdut peste 90%. Mă mir cum n-a uitat cum să scrie și cum să citească. Bă, ce ne facem, fraților? Bă, ce ne facem? Izabela și-a pierdut toată memoria pe bune. Nu știe absolut nimica. Nu și aduce aminte de absolut nimic. Și abar nu am ce să fac. N-am mai văzut în viața mea un caz așa de grav. Nu știu, dacă e, puteți să veni și mâine, dar lăsați-o să se odihnească, că observ că nu prea are energie. După să mergeți la spital. Na, Izabela o să te duce acasă, cu, la, acasă la hotel cu fratele tău. Și noi o să mergem la ăsta, cum îi spune, la spital ca să vorbim cu doamna doctor. Mamă, bă, băi bă, și fete, n-am mai văzut în viața lui de doctor un caz așa de grav, asta nu-mi sună, nu sună deloc bine. Uh, băi bă, și fete, am ajuns la spital, adică prima dată i-am lăsat pe copii la hotel și am venit acum la spital ca să spunem doamnei doctor Anita că e moarte, adică nu nu se poate face nimic, a? Dar uitați-vă că aici e domn polițist care arestează un doctor, bro. Mamă, ce-o fi făcut doctorul ăsta? Mamă, ăsta o fi doctorul care l-a operat pe care a operat-o pe Izabela? Nici nu știu cum arată adică nu pot să-mi dau cu părerea. Mamă, care-i treaba? Ce se întâmplă aici? Doamna doctor, să știți că am fost la, mam, am fost la doctor Bariola și ne-a zis că e cel mai grav caz. Ne-a zis că oamenii când își pierd memoria, își pierd între 10 și 50%, iar Izabela și-a pierdut peste 90% din memorie. Trebuie să facem ceva. Dumneavoastră Do ați găsit? A zis că o să găsiți cauza. Ați găsit cauza. Marius Magdalena, trebuie să veniți la mine în birou. Acel doctor care este arestat acum este chiar doctorul care a operat-o pe Izabela. Mă, Păi și de ce a arestat? Fix de aceea nu ne dădeam noi seama ce s-a întâmplat cu ea. Băi, asta-i! A făcut ceva la operație Izabelei? Deoarece nu a fost nicio greșeală medicală. Cine norocitul ăsta a introdus o substanță interzisă în spital și a injectat-o în biata fată și asta a făcut-o să-și piardă memoria. Veniți cu mine în birou. Nenorocitule! Mamă, băi, și fetea asta iarăi în mâna lui Dr. Ken, bro! Deci, operația Izabelei de decurgea bine, că ați văzut că s-a trezit, să nenorocitul ăsta i-a... Deci, mamă, da-i amen! De-aia nu-și dădeau seama ăștia ce-au făcut greșit! da asta, s-a mirat că avea mai multe șanse să moară decât să-și pierdă memoria! Pentru că nenorocitul ăsta a injectat-o cu o substanță interzisă ca să-și piardă memoria, amen! Domn' polițist, dumneavoastră ați aflat Marius, Dr. Ken l a plătit pe nenorocitul ăsta să facă asta. Ceea ce a făcut, bănesc că ai auzit și tu. Îmi pare chiar foarte rău. Sper să se găsească o metodă de tratament pentru Izabela și eu sper la fel. De seară noi plecăm. O să primim în fața hotelului, veniți și voi sau rămâneți aici. Domn polițist, lăsați că mă duc acum să vorbesc cu doamna doctor Anita și vă dau, eu, vă dau, eu, un mesaj. Depinde ce o să ne spună. Nu știu, trebuie să vorbim acum cu ea. Doamna doctor, spuneți-ne ce ați aflat de deci nenorocitul ăsta din cauza, din cauza lui. Păi și, o, ok, acum că știți că ăsta i-a injectat ceva substanță interzisă fiicei mele și de aia și-a pierdut memoria. Știți care este tratamentul pentru această substanță? Deci, după cum ați văzut, doctorul a fost arestat. Nu am înțeles de la domn polițist mai exact care este cazul, însă nu ne-am dat seama de el. Ne-am dat seama că era imposibil ca printr-o greșeală medicală să se întâmple asta. Așa că ne-am gândit că este ceva extrem, în moment în care ne-am uitat pe camerele de supraveghere și am văzut ce a făcut doctorul. Acum, sincer să vă spun, nu știu ce puteți să faceți cu Izabela, mamă, băi și fete. Nu se știe ce conține acea substanță și sunt foarte Uh, mici șanse să existe tratament. Îmi pare sincer rău. Magdalena? Adică fica noastră nu o să se facă niciodată bine? Dacă nu au mers toate metodele astea, e imposibil să-și aduc aminte din simplu fapt o aducem acasă. Domne, e imposibil. Nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu, no, nu. No, no. Magdalena, ascultă-mă. Fica noastră o să se facă bine. De o să plecăm, băi și fete. Am înțeles că o să plecăm pe la ora 8 seara, adică până pe la 4 dimineața, 5 dimineața trebuie să ajungem. Și nu știu, o să încercăm, băi și fete, încet, încet să îi... îi aducem aminte lui, lui Izabela de... O să îi aducem aminte lui Izabela viața pe care și-a trăit-o, că și-a pierdut amintirile. În fine, haideți să mergem la hotel să ne pregătim, că de seara trebuie să plecăm. Este ora 8 seara, băieți și fete, după cum puteți vedea afară se întunecă și noi suntem pregătiți să plecăm din orașul la Hamblock. Vreau să vă spun o chestie, de când am ajuns acasă au trecut câteva ore până când ne-am făcut bagajele și nu știu ce și am încercat, băieți și fete, vă dați seama, am încercat să-l apelez pe domn Dr. Barba, am încercat să dau de el, adică cred că, adică nici măcar nu știu dacă el poate să facă chestia asta, dacă cred că este cel mai apropiat sau poate chiar singurul om din lume care poate să o vindece pe Izabela care poate să-i redea memoria înapoi. Am încercat să-l apelez de pe alte numere, de pe toate numele de telefon pe care m-a sunat, de pe toate numele de telefon de pe care mi-a dat mesaj. Am încercat orice și nu, nu, pot să dau de el. Adică înțeleg, probabil, n-a a zis că o să revină sau poate nu o să revină niciodată, este ocupat și el cu familia lui. Dar mie nu vine să crefeți ce tocmai s-a întâmplat, men. Na, acum suntem pregătiți să, să plecăm. Unde mergem? Unde, mergem? Acasă? Ce înseamnă acasă? Abia și să ajung acasă și să plâng în perna. Magdalena o să fie totul bine. Tata Izabela nu o să se facă niciodată bine, o să se facă bine. O să facem noi cumva și o să se facă bine. Domn polițist, haide să plecăm, Marius. Haide să plecăm. Haide să mergem acasă. Este ora 4 dimineața, băi și fete. Am și adormit puțin pe drum, oricum nu o să pot să, -o să, pot să dorm. Am adus-o pe Izabela și fraților, nu știu, parcă nu merge nimic a Dana. Bănuiesc că chestia asta o să dureze câteva luni de zile, câteva săptămâni, nu știu, să-și aducă aminte, să-și aducă aminte de chestiile astea, dar tot pare foarte, foarte nedumerită de tot ce e în jurul ei. Asta este camera mea, da, scompo, asta este camera ta. Da, Izabela. Bă, copii, haide, culcați-vă, că vedem mâine ce o să facem. Trebuie să discutăm și la școală, băieți și fete, adică nu, nu se mai poate duce la școală în clasa 7, nu? Că nu, nu nu mai știe nimica. Doamne, man. Magdalena, ce facem? Mă Isabela, Izabela, niciodată nu o să se facă bine, nu? Ba da, o să se facă bine. Vedem noi, băieți și fete, cum facem. O să încerc, nu știu, mâine din dimineață, o să cer să fac cumva să dau de doctor barbă. Nu știu, probabil el poate să ne ajute. Băieți și fete, nu știu dacă se vede pe fața mea, Însă în momentul de față sunt absolut terifiat. Tocmai ce am auzit pe cineva care a intrat la noi în casă. Cineva care a, a, a forțat ușa și a intrat la, la, noi în casă. Marius a intrat cineva la noi în casă. Doctor Barbă! Doctor Barba, Oh my god! Oh, oh my god! Oh my god, trebuie să-i zic, oh my god, fațăru, salvarea mea! L-a trimis Dumnezeu! Domnul Dr. Barba! Do 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 doctor Barbă! Domnul doctor Barbă, trebuie să vă spun ceva neapărat. Deci ați azi venit la țang, trebuie să vă spun ceva. Marius, am auzit ce s-a întâmplat. Dumă la Izabela, am un antidot. Doamne, doamne, voi și fete, e un miracol. Haideți, haideți sus, haideți sus, haideți, haideți, haideți uh, uh, rapid. Ok, fraților, domn doctor Barba a injectat antidotul în Izabela. Doamne, dar nici măcar nu știu, domnul doctor Barbă, cum, cum... ați ajuns aici? Adică am încercat să vă, să vă sun, Voiam să zic că am încercat să vă spun ceva, dar n aveam cum să vă spun ceva, că nu, nu puteam să vă sun. Aveați toate numele de telefon închise, habar n-aveam. Uh, în, în, cât timp o să-și facă efect antidotul? Isabela, te simți mai bine sau ceva? Tata, Răzvan, Dr. Barba, de ce vă uitați toți așa la mine? <laughs> Let's go, păi și fete și aduce aminte și de doctor Barba. Let's go. Oh my god. Și a revenit domn doctorul Barbă, stețul erou! Cum ați aflat? Gata! Antidotul a mers. Acum și-a pierdut memoria doar de când s-a trezit din comă. A, ah, da e ea da nedumerită, că de ce ne uităm așa la ea? Mamă, Izabela, avem să spunem o poveste foarte interesantă. Las că zicem după ce pleacă domn doctor Barba. Avem să... O poveste foarte interesantă. Adică ce a Nu mai știe nimic de ce s-a întâmplat în ultimele două zile. Marius, trebuie să spun ceva. Am zis să vin aici să te ajut, deoarece războiul meu cu Dr. Ken a luat o raznă, dar, dar nu intrăm în detalii. Da, știu, observ." Pe lângă asta, am venit să vă dau un sfat. Orașul acesta nu este sigur. Sunt din ce în ce mai mulți infractori și urmează să se întâmple din ce în ce mai multe lucruri. Așa că eu vă propun să vă mutați în Hamblock. Spuneți dumneavoastră? Vindeți casa asta și cumpărați alta în Hamblock. Acum voi decideți, eu doar v-am avertizat." Vă place orașul ăla, nu? Are și școală pentru copii. Mamă, nu știu, trebuie să mă gândesc eu cu Magdalena la asta, băieți și fete. Magdalena, ai auzit și-a revenit Izabela. Dar ai auzit și de propunerea lui domnul doctor Barbă. Mă rog, Izabela și-a revenit, este un miracol, un miracol de la Dumnezeu, Doamne ajută. Um, nu știu ce să zic. Mamă, băieți și fete, să ne mutăm din orașul ăsta în Hambloc? Nu știu, voi ce spuneți?